Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, în această seară din studioul Alfa Omega TV. Este o întâlnire specială pe care am anunțat-o, am pregătit-o din timp, o întâlnire a noastră, a celor de la Alfa Omega, cu dumneavoastră și sper eu și o întâlnire a tuturora cu Domnul nostru, pentru că El este invitatul special acestei seri. Este o emisiune în direct și în seara aceasta și mâine seară, așa după cum și genericul v-a anunțat, și îmi face bucurie și plăcere să fiu cu dumneavoastră și alături și de soția mea, Mirena. Împreună vă spunem, da, bine ați venit alături de noi în această seară cât specială. Da. E o seară în care vrem să-L onorăm pe Dumnezeu. E o seară în care suntem motivați să fim alături de dumneavoastră și să mulțumim împreună pentru 7 ani de când canalul de televiziune Alfa Omega TV este în emisie permanentă pe satelit. O să repetăm de mai multe ori parcursul acestei emisiuni, este numai și numai harul Domnului și este El singurul care merită toată slava și gloria pentru modul în care ne-a dus până aici, cu acest canal, cu această lucrare, principala lucrare a misiunii Alfa Omega TV. O să avem mai multe interviuri, mai multe contribuții din partea multora dintre dumneavoastră și o să ne bucurăm, cred eu, și astăzi și mâine, acum începând de la ora 8:30 până la ora 11 și mâine la aceleași ore. Avem câteva materiale pregătite. Mirena, un gând pentru... Da, așa, simt o mare bucurie, pentru că este un moment de aniversare. Am mai avut astfel de moment. În fiecare an am celebrat încă un an în care Dumnezeu ne-a ajutat să fim cu canalul Alfa Omega TV pe satelit. Dar cifra 7 are o semnificație aparte în Scriptură și înseamnă o împlinire, un punct de desăvârșire, să zic, și un nou început, pentru că intrăm în al 8-lea an de emisie pe satelit. Practic, aniversarea noastră oficială, să zic, a fost acum 2 zile, nu? 10 iunie, când am împlinit 7 ani de emisie pe satelit, conform hârtirilor depuse la CNA. Dar astăzi este, poate în alt fel, un moment special în care aniversăm cei 7 ani de emisie pe satelit. Așa că ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră, cei care sunteți acum la televizor și ne urmăriți. Am vrea să vă invităm la o călătorie în timp cu noi, presărată de câteva momente de aducere aminte, în care vrem mai mult decât orice să-L onorăm pe Domnul nostru, pentru că până aici a fost cu noi și de aici încolo cred că Domnul ne va călăuzi și ne va ajuta. Ne-am propus la începutul acestei emisiuni să reluăm, să difuzăm un spot de câteva minute care sintetizează lucrarea Alfa Omega TV. S-ar putea ca printre dumneavoastră să fie telespectatori mai noi care știu prea puține despre noi, ne percep doar prin intermediul canalului de televiziune. Am simțit să înserăm în acest moment al emisiunii noastre, chiar de la început, acest spot, misiune prin media, în fond sinteza a ceea ce înseamnă Alfa Omega în planul Domnului pentru România. Vieți transformate, destine schimbate, o viziune pentru o națiune atinsă de Dumnezeu. Slujirea din spatele unei camere de luat vederi, de la pupitrul unei mese de montaj sau din fața calculatorului, este o formă de misionariat la fel de semnificativă ca o lucrare misionară tradițională. Alfa Omega TV face misiune prin media. Alfa Omega este un instrument al lui Dumnezeu pentru mântuirea românilor de pretutindeni. Prin programe de evangelizare, oamenii îl cunosc pe Dumnezeu și sunt transformați. Suntem o sursă de hrană spirituală, având ca scop pregătirea și echiparea credincioșilor. Prin programele difuzate, mulți creștini sunt încurajați, eliberați, vindecați și motivați să slujească. De asemenea, suntem parteneri media pentru diverse organizații și lucrări creștine din România. Reflectăm și promovăm mișcări de trezire, conferințe, întâlniri de rugăciune, proiecte social-umanitare și evenimente creștine. Televiziune este principalul nostru proiect de misiune prin media. Emitem 2 canale TV cu program permanent, producem sute de programe anual și furnizăm conținut creștin la peste 30 de televiziuni comerciale din România și Republica Moldova. Alfa Omega TV este primul canal creștin din România, cu emisie pe satelit din 2006.
Canalul vă oferă zilnic documentare, filme, desene animate, știri, muzică, talk show-uri și educație creștină, având o largă deschidere interconfesională. El poate fi vizionat gratuit pe satelit, cablu și internet, fiind prezent în milioane de case, în România și Europa. Al doilea canal, Alfa Omega TV Internațional, este un canal de învățătură creștină, adresându-se credincioșilor din România și din diaspora. Organizăm regulat campanii media tematice, știință și creaționism, pro-Israel, pro-viață, pro-familie și rugăciune pentru țară. Folosim și noile tehnologii media pentru a atinge tânăra generație. Site-ul nostru vă stă la dispoziție cu mii de articole și resurse video, canale TV online, magazin virtual și alte aplicații web accesibile de pe tablete sau telefoane mobile. Ne găsiți și pe Facebook, YouTube și Twitter. Librăria Alfa Omega vă oferă numeroase resurse creștine, cărți, DVD-uri, biblii și materiale de studiu, disponibile atât pentru indivizi cât și pentru biserici. Ne implicăm direct în viața credincioșilor prin rugăciune și consiliere. Alfa Omega TV și-a început lucrarea de misiune prin media în 1994, traducând și difuzând programe creștine pe stații comerciale din România. În 1999 am început să producem programe TV pentru a răspunde nevoilor societății românești. În 2006 am lansat canalul Alfa Omega TV, punând în valoare miile de resurse video acumulate în anii precedenți și binecuvântând milioane de români. În prezent, din noul centru de media Alfa Omega, continuăm și dezvoltăm toate aceste proiecte și căutăm noi modalități de a atinge români și alte comunități din Balcani prin cuvântul lui Dumnezeu. Alfa Omega TV este martor și parte la mișcarea de trezire spirituală pe care Dumnezeu o pregătește pentru România și pentru întreaga lume. Alfa Omega TV face misiune prin media. Da, a fost interesant să revedem acest spot. Așa după cum se spunea cam către finalul acestui spot despre Alfa Omega TV, începuturile lucrării Alfa Omega TV sunt în 94. Atunci a luat ființă lucrarea Alfa Omega TV cu un început timid, care pe parcursul câțiva ani s-a dezvoltat încet, încet în zona de traducere, distribuție, programe creștine la diverse stații locale din România. Prin cei 7 ani de care spuneai la început, suntem și pășim în al 20-lea an de ființare a lucrării de media creștină Alfa Omega TV. Avem mai multe aniversări în acest an, chiar și noi doi în această vară pășim împreună într-un nou sezon al vieții noastre. Noi ne-am întors în urmă cu 20 de ani la Dumnezeu, când aveam 40 de ani. Socotelile sunt destul de simple și sunt mai multe aniversări care ne aduc bucurie fiecăruia. Sunt sezoane noi în care intră lucrări, în care intră vieți, destine și oarecum ne pare bine să fim în cursul lucrării. Da, cred că trăim așa un moment deosebit. Cum spuneam, am mai avut aniversări pe care le-am făcut chiar oarecum cu emisiuni în care ați fost parte și dumneavoastră, telespectatorii noștri, împreună cu noi la aceste aniversări, dar inima noastră este că astăzi e ceva deosebit, că în acest moment este ceva deosebit pentru noi, nu doar pentru că sunt cei 7 ani de emisie pe satelit, ci cred că este un nou început pentru lucrarea Alfa Omega și o nouă dinamică, o nouă dimensiune în care deja am pășit și vom vedea lucrurile care vor urma, că vor fi mult mai puternice. Spune de 94, când cu începuturile noastre foarte modeste. Poate pentru cei care ne-au urmărit în decembrie la o emisiune Dăruiește Lumină, în care Dumnezeu ne-a pus pe inimă să invităm, să-i facem parte pe toți cei care ne cunosc, care sunt împreună cu Alfa Omega de o mai multă sau mai puțină vreme, să știe mai multe despre noi și în decembrie a povestit mai multe lucruri și personale și despre lucrare. Spunea de 94 când a început Alfa Omega. Poate cei care ne-au urmărit în decembrie vor auzi nou anumite fragmente din istoria noastră, dar ne face bucurie, ne face plăcere să le împărtășim cu dumneavoastră. Pentru că sunt momente importante
cred că în planul Domnului pentru țara noastră. Și ne-am întors noi la Domnul, fiind într-un mediu care n-avea nimic de a face cu media. Și apoi, în 94, când a început lucrarea, efectiv a fost un început extrem de modest. Nici știu cum să fac introducerea următorului moment video. Colegii noștri, Ligia, Alina, Daniel, care e la camera 1 și mă filmează acum, și Sorin, fiul nostru, au avut ideea să înregistreze o mărturie cu noi despre cum am ajuns noi să intrăm în lucrare împreună ca familie și multe minute de înregistrare, nici eu, nici tu n-ai văzut încă această prima parte, mi s-a spus că doar prima parte o să vedem în această seară. Yeah. Pentru mulți va fi poate o surpriză și pentru noi, sper, plăcută. Așadar, câteva minute despre cum am ajuns noi doi să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să intrăm în lucrarea Alfa Omega TV în anii de început, 92, 93, 94. M-am născut în 1953 într-un sat din județul Bihor. Timp de 40 de ani nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, s-a întâmplat acest lucru în 1993. Până atunci însă Dumnezeu a orchestrat viața mea. În 1977 am terminat facultatea de electrotehnică, secția de calculatoare, acolo am întâlnit-o și pe soția mea. Decade întregi m-am focalizat pe pregătirea mea profesională ca inginer calculatorist imediat după terminarea facultății și în anii următori am lucrat în centrul de calcul, după aceea în cercetare, în tehnica de calcul, iar după Revoluție, după 89, tot Dumnezeu a îngăduit să intru în mai multe afaceri, la început în tehnica de calcul, birotică, televiziune prin cablu. În 93, într-un mod cu totul supranatural, zic eu, Dumnezeu mi s-a arătat. După ce 40 de ani nu l-am cunoscut, nu mi-a vorbit nimeni despre Dumnezeu, atât eu și soția mea Mirela, cu obiținință, zicem, a fost un produs perfect al societății socialiste multilaterale dezvoltate. Valorile noastre erau valori care ne-au fost puse în mintea noastră în sistemul educațional și din România valori ateisto-comuniste. Așadar, în sfârșitul anului 92, Dumnezeu a găduit să vină în birou la mine o persoană, o credincioasă, și să-mi spună, fără să o cunosc, după ce a așteptat ore în șir în anticameră, domnul Pețan, eu sunt o credincioasă, ne-am rugat în grupul de rugăciune și Dumnezeu mi-a pus pe inimă foarte tare să vin să vă spun, să mă întoarce la Dumnezeu, pentru că El are un plan cu viața dumneavoastră. A fost prima mea întâlnire directă cu Dumnezeu. În câteva săptămâni, două, trei săptămâni de zile am văzut că ceva este nou, ceva veritabil, ceva neobișnuit, l-am putat pe Dumnezeu și la foarte scurt timp după aceea am ajuns într-o biserică evanghelică. Sunt în acea biserică și acum, la câteva luni după aceea și soția mea împreună cu copiii noștri au venit la Dumnezeu, s-au botezat unul după celălalt. Dumnezeu în mod rapid ne-a întors întreaga familie la Dumnezeu. Atunci când am realizat că soțul meu s-a schimbat, pentru că am fost plecată pentru câteva luni, o specializare, în perioada cât schimbarea aceasta majoră s-a întâmplat în familia noastră, l-am găsit extrem de diferit față de cum știam și pot să spun că m-a contrariat, chiar m-am speriat puțin, pentru că nu știam să fie o persoană religioasă, așa îl vedeam eu la vremea respectivă. Și a continuat să împărtășească cu mine din anumite pasaje din Biblie și e drept că puterea cuvântului Dumnezeu este extraordinară, pentru că un verset pe care el mi l-a citit la un moment dat, chiar dacă spuneam eu că nu vreau să ascult, mi-a atins inima și am înțeles că Dumnezeu este personal și chiar îi pasă de fiecare dintre noi. Și acela a fost momentul în care am început să-L întreb pe Dumnezeu: Doamne, dacă Tu existi și ești așa cum spune soțul meu că ești, așa să Te cunosc și eu. La momentul respectiv nu știam prea mult despre Domnul Iisus, iar despre Duhul Sfânt nu auzisem. Cam acolo am fost când Dumnezeu mi-a schimbat inima. Și Dumnezeu a găsit o soluție ca să îmi confirme faptul că modul în care devii copilul lui Dumnezeu este atunci când îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal în viața ta. Am făcut această rugăciune într-un context interesant și practic, anul 93, pe final, ne găsește pe toți patru schimbați total. Implicarea noastră în media creștină, oarecum, a venit aproape imediat.
chiar de la începutul întoarcerii mele la Dumnezeu, deoarece aveam o activitate în televiziunea prin cablu, am simțit că Dumnezeu are ceva în zona media pentru mine și pentru casa noastră. În studenție am pochetat cu ideea de media scrisă. Timp de 5 ani de zile am fost implicat în media studențească ca și voluntar. A fost o pasiune a tinereții mele, dar după terminarea facultății am pus-o deoparte. După ce într-o mică rețea de cablu aici în Vestul României am dat drumul la câteva programe pe unul din canale, după aceea în 94 Dumnezeu ne-a spus foarte clar, afacerea sunt afaceri, dar trebuie să deschideți o lucrare care să-mi poartă numele și care să mă slujească. Așa s-a născut Alfa Omega, a fost în acea vreme o frământare. Eram tânăr în credință, atât eu cât și soția mea. Am tot avut pe lista mea alternative de nume la această organizație, dar până la urmă Dumnezeu m-a convins. Alfa Omega mi-a dat și sigla și cum se arată și așa a pornit în 94 lucrarea Alfa Omega TV. După câțiva ani de la începutul lucrării Alfa Omega TV, după 2 sau 3 ani, soția mea, deși avea o slujbă bună în cercetare în zona de software, Dumnezeu i-a vorbit să se alăture lucrării Alfa Omega TV. N-a fost chiar așa cum ne-am așteptat noi venirea mea în Alfa Omega. Ne-am gândit că o să înceapă lucrarea să crească, să fie extraordinar de imediat. A continuat procesul acela de șlefuirea noastră, de curățirea noastră. Am învățat să depindem de Dumnezeu, am învățat să umblăm prin credință și exact acela a fost momentul poate cel mai critic pentru noi ca familie, pentru că renunțând la un salariu bun, am intrat în acea zonă a umblării pe ape, a depinde de Domnul zi de zi. Și chiar a fost un moment dificil pentru că erau copiii noștri în ani dificili la școală, fiica noastră urma să dea bacalaureatul și admitere la facultate, fiul nostru, cu 4 ani mai mic, urma să dea admitere la liceu. Și în acel septembrie 96, când am plecat de la firma de soft și m-am alăturat soțului meu, a fost un an de a face un pas al credinței deosebit pentru noi. În acea vreme, desigur, mi-am pierdut mulți prieteni. În entuziasmul inițial al meu, vorbind despre misiune, despre lucrare, foarte mulți foști parteneri în lumea de afaceri s-au uitat la mine curios, pe unii i-am pierdut pe drum, alții mai sunt și acum în relații bune cu mine, dar mi-am câștigat mulți alți prieteni în alte zone, în alte medii. În grupurile de rugăciune care le aveam în acea vreme, Dumnezeu a îngăduit să avem încă de la început frați, surori care s-au alipit de noi, s-au rugat cu noi. Am făcut parte încă de la început din aceste grupuri de rugăciune, grupuri de părtășie în care Dumnezeu ne vorbea, ne încuraja, ne ridica. Lucrarea Alfa Omega a crescut. Am avut momente în care una după cealaltă afacerile noastre au fost date deoparte. La început n-am înțeles de ce face Dumnezeu acest lucru, dar a fost un punct când Dumnezeu ne-a spus vreau ca lucrarea Alfa Omega să fie susținută doar de mine, prin copiii mei, să fie o lucrare în care să depindeți total de mine și nu de afacerile voastre sau de alte mijloace pe care voi să le administrați. Și chiar și acum, când efectiv depinde Dumnezeu în tot ce înseamnă lucrarea Alfa Omega TV, mă uit la cele vremuri ca la vremuri de frământare, de încercare, de teste pentru mine, în esență, fiind inginer și fiind orientat pe zona de afaceri, ceva din mine dorea să sprijine lucrarea Alfa Omega, să-L ajut pe Dumnezeu în această lucrare. Din câte mi-aduc aminte, cam prin 97-98 Dumnezeu a luat ultima proptă, ultima afacere care mai sprijinea prin eforturile personale lucrarea Alfa Omega TV și din acel moment am început și am înțeles, conștient, că depinde de Dumnezeu 100% cu lucrarea Alfa Omega TV și tot ce avem acum, tot ce am primit, atât ca echipament, ca deschidere, ca resurse, ca suport lunar, îl primim de la Dumnezeu prin copiii Lui, prin conjuncturi, uneori chiar bogățile lumii vin în lucrarea Alfa Omega TV, dar au fost lecții pe care le-am învățat oarecum pe pielea noastră și la căror înțelegere am ajuns treptat. Călătoria cu Dumnezeu a fost efectiv cu toate provocările, cu toate luptele, cu toate tristețile pe care le-am experimentat și dureri și poate înfrângeri uneori, dar a fost esența, o bucurie continuă și un sens al destinului în care mergem, în care suntem. Nu pot să spun așa în cuvinte omenești. Dacă ar fi să aleg din nou acum, aș face același lucru. Dacă ar fi să îi mulțumesc Domnului pentru ceva, este pentru faptul că ne-a schimbat așa de profund și că
ne-a dat această chemare peste viața noastră. Chiar dacă Alfa Omega a fost pornită, inițiată prin mai ca familia, de familie Pețan, și chiar dacă suntem și în prezent parte importantă din administrarea și din dirijarea acestei lucrări, suntem conștienți că această lucrare ne-a fost doar încredințată pentru administrare. Ne-a și spus în mod profetic, ne-a repetat Domnul de câteva ori și ne repetă în continuare, este lucrarea mea, ne-a spus Domnul de câteva ori, și este o lucrare prin care venirea Fiului meu va fi anunțată cu putere și prin care lucrarea Duhului Sfânt va fi expusă și făcută de cunoscut în întreaga țară și până la marginile pământului. Da, este o lucrare la care suntem atașați. Suntem, ne împletim viețile cu această lucrare și eu și membrii familiei noastre, dar suntem conștienți că Dumnezeu ne-a creat această lucrare. Este o lucrare la care tot mai mulți români sunt parte prin rugăciune, prin sprijin, prin osămânța credinței. Este un experiment spiritual, obișnuiesc să spun multor prieteni care mă întreabă. Este un experiment spiritual al lui Dumnezeu prin care El arată că dacă este ascultare într-o chemare, dacă este dorință de a sluji în lucrurile mici și dacă este dorință de a asculta de vocea Domnului necondiționat, chiar dacă nu înțelegem anumite lucruri, Dumnezeu face lucruri mari. Această lucrare înseamnă pentru noi bucuria de a vedea o națiune care începe să schimbe, de a vedea oameni care încep să perceapă pe Dumnezeu altfel, oameni care sunt atinși de Dumnezeu, oameni care încep să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și ce mare bucurie este decât să fim împreună lucrător cu Dumnezeu într-o vreme de seceriș. Suntem într-o vreme de seceriș în România. Cred că Alfa Omega este un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut României, o lucrare prin care El a vrut de la început să se proslăvească, o lucrare care îi poartă numele și care va rezista până la cea de-a doua venire a Domnului. În mod profetic, Dumnezeu ne-a spus, chiar dacă întunericul va acoperi încet încet această parte a lumii, Alfa Omega va rămâne ca un far în noapte care va străluci și va fi printre ultimele luminițe care vor răzbate prin întunericul care acoperă lumea. A fost interesant să urmărim amândoi acest montaj, această prima parte a unui montaj. Este și greu să adăugăm ceva. Aduc aminte, apropo de vremea aceea de începuturi, când eram plin de râsnă și am fi vrut să dărâmăm munții. Și Domnul ne-a ținut așa, la pas mic, uneori la viteza melcului, cum mai ziceam noi. Și mi-aduc aminte de tine, care spuneai mereu: bine, bine, ne rugăm, ne pocăim, dar care e partea mea? Eu ce trebuie să fac? Era acea nerăbdare pe care o aveam noi atunci să facem lucrurile mult mai repede, dar Dumnezeu a știut că am avut nevoie amândoi de un timp de schimbare interioară. Și până când n-am fost pregătiți pentru mai mult, Dumnezeu nu ne-a dat mai mult. Așa că acel cuvânt care spune că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce este valabil și în sens pozitiv, adică Dumnezeu nu ne încredințează lucruri spre administrare mai mult decât putem duce la un moment dat. Și ne-a crescut împreună cu lucrarea, până când, în momentul de față, într-adevăr, acum avem foarte mult de lucru și uneori chiar am senzația că parcă alergăm, parcă abia mai atingem pământul cu picioarele, așa de repede se mișcă totul. Vrem să ajungem cu discuția noastră cât mai repede la canalul Alfa Omega TV, cel pe care îl sărbătorim ca și moment calendaristic, 7 ani de când a început emisia pe canal, dar am vrea să trecem în următoarele minute prin derularea lucrării Alfa Omega. Din 94, cum spuneam și cum a fost prezentat în acest material și în cel de dinainte, în 94 am început cu traducerea de programe și distribuirea lor la stații comerciale din România. În această etapă Dumnezeu a trimis în viața noastră mai multe persoane, mai mulți slujitori. Nu s-au rugat pentru noi, s-au fost alături de noi cu sfatul. Da. Alții poate ne-au șlefuit chiar prin criticile lor și pozițiile lor aparent adverse. Dar Dumnezeu a trimis printre mulți alții un om special din Elveția, un slujitor care este prieten drag și astăzi când este la pensie. Îl cheamă Walter Kast, lucra în acea vreme ca slujitor la Campus Crusade for Christ. În România este organizația Alege Viața. Walter Kast ne-a cunoscut într-un mod special la începutul anilor noștri de credință și
ani de zile a venit în fiecare vară și chiar peste an stătea cu noi o săptămână, două, trei, a fost ca un mentor pentru noi. Cu el am străbătut în mașină. Da, în mod special tu făceați turul stațiilor de televiziune unde noi distribuiam programe la vremea aceea în România și ai avut parte de o perioadă sau perioadă deosebită în viața ta când ați fost împreună în aceste călătorii. Mi-aduc aminte de Walter la începutul când a venit, că mi s-a părut așa foarte rece și distant și apoi după ce am apucat să-l cunoaștem am constatat că are o inimă extraordinară, în primul rând pentru Dumnezeu și apoi și pentru noi, pentru că ne-a primit în cercul de prieteni. Walter ne-a vizitat în urmă cu câteva săptămâni din nou, fără să știe neapărat că o să luăm un mic interviu și să-l prezentăm acum în următoarea această emisiune. A venit cu o echipă de tineri, de adolescenți din biserica lui din Zurich, care ne-a dat timp de două zile mână de ajutor aici la vopsirea unor încăperi de la etajul 2 al clădirii, dar i-am luat și un interviu și ne face plăcere să înserăm acest interviu, pentru că o să înțelegeți mai mult lucruri văzute prin ochii celui care a fost pentru ani de zile un instrument în mâna Domnului într-o etapă de creștere, de formare, de plămădire a lucrării Alfa Omega TV. I was working for a big organization. It's called Campus Crusade for Christ. We established a media ministry among the umbrella of Campus Crusade for Christ. It was called New Life Network. It was a television agency. And we tried to place interesting programs to secular TV stations. And one day I got an email from a person called Tudor Petan from Romania. And he wrote to me on this email that he wants to have every program which are available in our company. So I was a little bit suspicious and I grabbed the telephone, because on the email it was a telephone number, and I said to this person, I would like to know you a little bit better, because how did it come that you want to order every program which is available in our company? And then he said, you know, I'm a businessman, I have a company, we are selling hardware for cable companies in Romania. And since I became a Christian, I want to sell not only the hardware, but also the software. So I need programs. Please help us. So I knew in my heart, I have to go to Romania to meet this person. And this was the reason I planned a trip to Romania and get to know Tudor here in Timișoara. I have to say that Alfa Omega and their request helped also our company, because we could challenge producers from all over the world to make their programs available to help Romania. Because we could report that these programs have touched so many lives. We got good reports what the programs have done in this country and how they were a blessing for so many people. So this helped us as well to develop, and we had at the end more than 2,000 programs in our catalog, and most of them were translated in Romanian language now. In the beginning, it was a business relationship, but pretty soon I realized that Tudor and Mirela has a warm and loving heart for people. I felt that they are key persons in this country through television. And so they became, of course, my friends. And I did everything to help them, not only with financial contributions, with programs, but also in a kind of, with my experience I got in many countries, I became, let's say, a mentor to them. Or once, I never forget, we traveled all over the country, and then Tudor told me, you know, Walter, you are a spiritual father to me. And so I began to realize that I have probably, hopefully, with God's help, a positive influence in his life. So I realized that step by step, Alpha Omega was built up in a very
influential ministry, and through his contacts all over the world, also to an international dimension, which is incredible. When I remember how little they started with, how, let's say, poor equipment, and what is what you can see today, it's amazing. Also the new possibilities through internet, through all that, what they are doing. Just we had lunch together today, and he showed me on his smartphone a television program developed specially to reach the younger generation, which not watching television anymore. They have their handies, their smartphones, and they can watch the program. It's phenomenal. It's very good, very impressive. I just would like to say, plan your seed in this ministry, and it will grow, and not only be a blessing to Alpha Omega, but a blessing to your life, because it's a kingdom principle. If you plant a seed, it will grow, and it will bless others. So bless Alpha Omega with your contribution. It can be a prayer, it can be financially, it can be that you help in any way Alpha Omega, but it's a ministry which God will use to bless Romania. Mulțumim Domnului pentru asemenea prieteni pe care Dumnezeu l-a trimis în urmă cu 20 de ani în viața noastră și în viața lucrării Alpha Omega TV. A fost o etapă importantă, vorbind despre Alpha Omega, pentru că cu ajutorul lui și cu ajutorul altor parteneri care ne-au pus la dispoziție multe programe în anii 90 până și astăzi, sute și sute de programe traduse de noi au ajuns prin stații comerciale în diverse orașe din România și mai târziu au constituit baza de programe pentru canalul Alpha Omega TV. Vreau să subliniez aici un lucru. Faptul că Walter spunea, prin faptul că tu ai cerut programe, tot ce au să ne dea în România, i-a provocat și pe ei să colecteze mai multe programe și apoi au mers cu aceste programele lor și în alte națiuni. Practic, Domnul a folosit Alpha Omega de la începutul să fie un factor de unitate și un catalizator. Chemarea asta care este peste Alpha Omega s-a transmis în toți anii aceștia și am tot văzut, pentru că acest lucru întâmplându-se, pentru că în Alpha Omega am văzut, oarecum să zic, dându-și mâna multe organizații care, prin resursele pe care le-au dat, au contribuit la creșterea lucrării Alpha Omega prin programe, prin oportunități de creștere. Mă gândeam doar la acea oră de program pe un alt canal satelit. Deci, practic, organizații diverse din lumea întreagă care lucrează în media creștină și s-au întâlnit în Alpha Omega prin ceea ce au pus fiecare în parte. Și, practic, Alpha Omega și-a păstrat acest caracter de a fi un factor de unitate între organizații, de a fi un catalizator și de a fi un, cum spuneai tu, un experiment al Domnului. De multe ori Domnul ne-a arătat acest lucru, că vrea să folosească acest model, acest experiment spiritual, ca să fie o încurajare și pentru alte organizații. Aș merge mai departe de la ceea ce spui tu, într-adevăr, în Alpha Omega s-au întâlnit organizații, lucrări, slujitori ai Domnului din media și nu numai, care poate pe plan internațional nu colaborează sau nu se cunosc sau nu au tangențe. Am vorbit despre Campus Crusade for Christ, am vorbit de mulți producători care prin ei au ajuns la noi să lucreze într-un fel împreună fără să-și dea seama, într-un mod complet informal. Pomeneai de prezența noastră din 2002, anticipez puțin, pe un canal de satelit, e vorba de Tibian, suntem și acolo și fiind prezent acolo, avem o oră de program pe Tibian Europe în fiecare zi. În fiecare zi, da. Din 2002, iată, intrăm în al 12 ani de slujire în acest mod. Un alt partener interesant pe care Dumnezeu l-a dus și face parte din acest multe am spus consorțiu informal, din această familie largă de media creștină este Sibianu, care este pionier în media creștină internațională. Nu, cu mai bine de 50 de ani, Petru Aberson a dat drumul primului program, Club 700, care continuă de peste 50 de ani de zile. Exact. Și Dumnezeu a îngăduit ca în acele vremuri de început să avem tangențe cu Sibianu, am rămas într-o relație de parteneriat și acum.
și de colaborare? Dar nu doar tangență, pentru că începutul nostru ca lucrare Alfa Omega a pornit cu o sămânță pusă de Sibiet în Alfa Omega. Practic, primele echipamente, primele videouri care acele multiplicatoare de casete VHS au fost o donație din partea Sibienului și practic a fost ca o împuternicire, ca un mandat pe care l-am primit. Chiar și Walter, că ați pomenea de sămânță, de a pune o sămânță a credinței și cred că a fost un principiu pe care cei de la Sibien l-au experimentat pe viu. Practic, poate pentru noi câteva multiplicatoare de casete video nu însemnau prea mult, dar a însemnat începutul lucrării noastre. Poate pentru ei nu era o valoare prea mare, dar ei au simțit să pună o sămânță, fără poate să înțelegem noi la acea vreme ce înseamnă această sămânță a credinței și mai târziu, în anii 99, o altă organizație mare de media a pus o altă sămânță în lucrarea Alfa Omega, a început să producem programe, însă rămânând la CBN. În continuare, multe din programele CBN-ului, cum ar fi Cartea Cărților pentru Copii, sunt zilnic pe canalul nostru și Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim într-o relație de prietenie cu totul deosebită cu ei, cu persoane care conduc departamente în acel loc. O relație specială avem atât cu conducerea de sus a CBN-ului, cu familia Robertson, cu cei din conducere, dar și cu cel care coordonează activitățile Sibianului în Europa și în Africa. Ne vizitează destul de des, e vorba de Peter Dark. L-am avut alături de noi, pe el și pe soția lui, la o conferință despre care mulți știți deja, cea cu Israelul. Christine Dark este o luptătoare pe fronturile pro-Israel și Peter Dark ne-a spus câteva cuvinte pe care vrem să le înserăm în acest moment al discuției noastre. I travel all through Europe and nothing is even comparable to the work of Alpha Omega TV. It started out in a very small way with a young couple with a great vision to bring the gospel of Jesus Christ to Romania. And they started out small, but today it's a satellite channel. Why is this important? Because people are spiritual, and they are spiritually hungry here in Romania. We have hundreds of TV channels here, entertaining our base instincts, if you will, and entertaining our minds, but we need to feed our spirit. 24 hours a day, 7 days a week, Alpha Omega TV is doing just that. And it's bringing a richness of a message that's so important, especially to the young generation of Romania. So I certainly would encourage you to please support this work. There's nothing like it in Serbia, in Poland, in Bulgaria, in any other place. So please appreciate the fact that the gift that God has given Romania. I think God has a special calling for the nation and for the individuals of this country. And it can only be fulfilled if you have a strong and vibrant Christian channel like Alpha Omega TV. So please support it with your prayers, with your finances, and God bless Tudor and Mirella Patton for the work and the vision that they've fulfilled. De fiecare dată ne provoacă Peter Dark, chiar și prin această încurajare pe care o văd și eu pentru prima dată. Și mulțumim Domnului pentru colaborator ca și ei. Peter călătorește foarte mult și, așa cum spunea și în această mică contribuție, sunt multe țări din zona noastră, cel puțin, care poate n-au binecuvântarea și n-au șansa să aibă atâtea canale, posibilități, medii prin care cuvântul Domnului să le vină în casele lor. Și Alfa Omega, cum a spus și de câteva ori, este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut națiunii române, chiar dacă ne folosește pe noi. Și am mai spus ceva, care credem și am tot subliniat în repetate rânduri, faptul că Dumnezeu are o chemare peste România. Chemarea aceasta se poate împlini prin oameni care sunt echipați, care sunt pregătiți și Alfa Omega face parte și din aceste instrumente ale Dumnezeu prin care oamenii sunt echipați și pregătiți pentru misiune, nu doar prin media, prin misiune efectivă până la marginile pământului. Vă reamintesc celor care ați deschis poate mai târziu televizoarele, această emisiune este în direct astăzi și mâine în această seară de la ora 8 până pe la 11, aveți numere de telefon la care puteți să sunați, pentru că vom prezenta în continuare alte lucruri legate de lucrarea Alfa Omega, proiecte.
dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să ne încurajați, să ne transmiteți un gând, să doriți să vă implicați în lucrarea Alfa Omega TV, aveți la dispoziție telefoane la care să ne sunați și colegile noastre vă vor răspunde. Vorbind despre Alfa Omega, să mai punctăm câteva din lucrurile care ne-au dus în situația de a celebra 7 ani de viața canalului Alfa Omega TV. Spuneai că în 99-2000 am primit donație mai importantă de echipamente și prin organizația TLN și un prieten foarte bun care a devenit ulterior prieten foarte bun al lucrării Alfa Omega, Jay Rose, și împreună cu soția lui. Apoi asta a fost demarat, a început practic activitatea de producție a lui Alfa Omega. Am intrat într-un nou nivel atunci, în 2000. Iar câțiva ani mai târziu am intrat în transmise pe satelit, 2006. Efectiv a fost ca un vis pentru noi, pentru că toată lucrarea aceasta de trecere de la a fi un studio de producție la a deveni o entitate de broadcast, o studio de producție și transmisie în direct a programelor, nu neapărat în direct, dar un studio de emisie a programelor, pentru noi a fost o provocare foarte mare și totuși cu credință am intrat în domeniul acesta, deși, cum spuneam și mai devreme, a fost o umblare pe ape în continuu pentru noi, pentru că n-am avut mari bugete, n-am avut promisiuni de finanțare pentru ca să acoperim costurile de satelit în momentul când am intrat în această dimensiune și totuși ne-am încrezut în Domnul și iată-ne astăzi, la 7 ani de la acel moment, când practic fiecare lună a fost o lună de miracol pentru noi, pentru că Dumnezeu ne-a dat resursele care avem nevoie lună de lună. O să insistăm puțin asupra nașterii canalului Alfa Omega TV și începerea emisiei în iunie 2006. Am prezentat doar câteva exemple, vorbind despre Walter, vorbind despre Peter Dark și CBN, dar n-aș vrea să trecem fără să menționez foarte multe nume, persoane credincioși. Fie că au fost vorba de oameni din biserica în care suntem sau prieteni din zona noastră de vest a României, fie vorba de lideri spirituali, fie vorba de invitați care au venit la emisiunea noastră pe care am început să le producem în 2000, în micul nostru studio improvizat, pe care după aceea l-am mutat din loc în loc unde avem chirie. Fie că a fost vorba și este vorba de alți producători care ne-au ajutat cu programe sau oameni care au început să ne ajute și financiar din România. Și oarecum am ajuns să, poate ar trebui să spun în câteva cuvinte, am distribuția de programe pe care sau le traduceam sau le produceam noi începând cu 2000, s-a extins destul de mult în acea perioadă și a avut un moment de vârf timp de 3 ani de zile în perioada 2003, 4 și 5, când am avut o colaborare intensă cu Tele7 ABC, era canal cu acoperire națională, cu mai multe stații care reluau programele lor, a fost un moment de maxim impact. În 2005 acest canal s-a oprit din motive financiare, am fost puțin contrariați, nu știam de ce Dumnezeu a îngăduit acest lucru, dar atunci Dumnezeu ne-a spus, am închis o ușă, dar vreau să deschid o ușă și mai mare pentru voi și ne-a îndemnat să depunem actele pentru o licență. Această licență a fost luată în discuție, cererea noastră, în decembrie 15 decembrie 2005, și a doua zi, în 16 decembrie, ne-am întors cu licența tipărită pe hârtie. Cred că o și ai. Da. Cu licența tipărită pe hârtie. Poate se vede la o cameră chiar. Madani. Și a fost așa ca un certificat de naștere pentru acest canal. Sigur că în plan spiritual acest canal a primit pecetea. Am și proclamat. Am și proclamat, chiar dacă el a apărut în ființă și a început să emită câte o jumătate de an mai târziu. Acesta a fost un moment moment important. După aceea, cumva, aș vrea să mulțumesc dintre lucrătorii în Alfa Omega, care au tradus un program, au fost parte, într-un fel, prin rugăciune, ne-au ajutat, au fost parte la nașterea lucrării Alfa Omega, partea asta de început a lucrării Alfa Omega. Și oarecum, o să vorbim mai în continuare despre canal, chiar cum a început, ce a făcut, dar aș vrea să avem un moment așa scurt de rugăciune, Mirela, și să mulțumim Domnului pentru prieteni, fie că a fost din țară, fie că a fost din afară, oameni din media sau oameni simpli care ne-au sprijinit în rugăciune, care au crezut în noi, care s-au lăsat folosiți de Domnul, fie să ne încurajeze, fie să ne corecteze împreună de început, și vrem să mulțumim Domnului pentru
tot cei pe care i-a pus în calea noastră până în momentul când acest canal s-a născut, canal pe care noi îl jalonăm, îl marcăm ca naștere, ca o intrare într-un nou sezon al lucrării Alfa Omega TV, pentru că sunt sezoane în viața fiecărui om și în viața fiecărui lucrări și 2006 a semnat un nou sezon prin lansarea acestui canal Alfa Omega TV, primul canal de educație și spiritualitate creștină din România și din estul Europei. Hai să mulțumim Domnului. Tată Ceresc, în această seară îți mulțumim de aici, din studio Alfa Omega TV, Doamne, noi doi aici și împreună cu întreaga echipă, Doamne, pentru modul în care timp de ani de zile Tu ai adus oameni, organizații, lucrători, Doamne, în preajma noastră și ai făcut posibilă lansarea canalului Alfa Omega TV, ai făcut posibilă nașterea lucrării Alfa Omega, extinderea lucrării Alfa Omega, ai făcut posibilă ființarea și viețuirea acestei lucrări. Îți mulțumim pentru toți cei care, ascultând de vocea Ta și de îndemnul Duhului Tău cel Sfânt, au făcut posibilă înaintarea, avansarea și dezvoltarea lucrării Alfa Omega TV prin rugăciune, prin suport, prin programe, prin echipamente, prin sfaturi. Doamne, te rog să-i binecuvântești și să răsplătești atât cele, Doamne. Suntem recunoscători Ție, Doamne, pentru modul în care ai lucrat, prin care ai regizat și ai orchestrat în mod divin toate lucrurile legate de nașterea și dezvoltarea lucrării Alfa Omega TV. Amin. O să revenim, poate. N-am regizat prea mult această emisiune, dar o să revenim cu anumite amănunte. Acum însă am vrea să vă prezentăm un scurt spot legat de canalul Alfa Omega TV, pentru că vrem să vorbim mai mult despre el în minutele următoare și în seara aceasta. Alfa Omega TV este primul canal creștin de televiziune din România. Suntem alături de voi zi de zi din anul 2006. Cu emisie permanentă, canalul poate fi recepționat gratuit pe satelit și cablu, fiind accesibil pe internet și mobile. Canalul este ridicat pe satelit acoperind întreaga Europa și este preluat de numeroase rețele de cablu TV din România și Republica Moldova. Astfel, Alfa Omega TV este prezent în milioane de case de români. Vă oferim zilnic documentare, filme, desene animate, știri, muzică, talk show-uri și educație creștină, având o largă deschidere interconfesională. Prin cultură, educație și spiritualitate, programele noastre promovează valorile creștine în societatea contemporană. Produse în studiourile proprii sau preluate, emisiunile noastre vă ajută să cunoașteți, să înțelegeți și să împliniți Cuvântul lui Dumnezeu în viața voastră. În fiecare lună producem 10 de programe noi, atât în studiourile noastre cât și pe teren. Pentru realizarea unei emisiuni, Calea, Adevărul și Viața, filmarea, procesarea și editarea materialelor implică 10 de ore de muncă și echipament specializat. Anual, producem pentru voi peste 500 de ore de program nou. Lună de lună, Alfa Omega TV difuzează sute de programe străine, filme, documentare și alte programe religioase. Pregătirea lor pentru difuzare înseamnă timp, oameni și echipamente potrivite. Pentru un singur film sau documentar, avem nevoie de minimum 30 de ore pentru traducere, subtitrare și procesare finală. În fiecare an subtitrăm sute de programe străine, filme, documentare și alte emisiuni. Prin aceste programe difuzate pe canalul Alfa Omega TV, numeroși români l-au cunoscut pe Dumnezeu, au fost transformați și au învățat cum să-și trăiască viața după principiile Scripturii. Mii de programe și milioane de oameni atinși, Alfa Omega TV face misiune prin media. Toate acestea au fost posibile datorită a mii de oameni care sunt alături de noi, parteneri Alfa Omega. Uite, au fost câteva informații despre canalul Alfa Omega TV, așa cum le vedeți dumneavoastră astăzi, așa cum zi de zi punem noi cei din echipa Alfa Omega umărul ca el să fie pe ecranele dumneavoastră și să puteți să-l urmăriți în permanență. O să revenim însă puțin la începuturile acestui canal și la modul miraculos în care Dumnezeu a îngăduit să se nască. Vă reamintesc că emisiunea aceasta este în direct, aveți din când în când pe ecran numele de telefon la care puteți să ne sunați, să ne spuneți gândurile dumneavoastră despre canalul Alfa Omega TV, solicitări, idei, sugestii. Aș vrea să vă spun ceva. Pomeneam
mai devreme și în spotul acela de eforturile pe care le facem pentru ca să fie realizat o oră de program, să fie tradusă, să tradus un film, un documentar. V-am spus de mai multe ori aceste lucruri, într-un fel sau într-altul, în emisiunile Alpha Mega în Obiectiv sau în alte emisiuni celebrative. Dumnezeu ne-a pus pe inimă să vă provocăm într-un mod nou, intrând acum în nou sezon al 8-ului an de viața canalului Alpha Mega TV. Așa după cum până acum Dumnezeu ne-a sprijinit, ne-a ajutat. Credem că... Ne-a ajutat prin oameni. Ne-a ajutat prin oameni. Da. Ne-a ajutat prin oameni. Fie că a fost suport din afară sau din interior, fie că a fost rezultatul muncii noastre, fie că a fost vorba de vânzarea unei cărți sau unui DVD. Dumnezeu a găsit modalitățile Lui să sprijine lucrarea Alpha Mega TV. Dumnezeu ne-a pus pe inimă că în această seară să vă programăm, să vă provocăm într-un mod nou. Am făcut niște calcule și ținând cont și de dezvoltările pe care Dumnezeu ne-a pus pe inimă să ne rugăm să le punem pe hârtie în următorii 2-3 ani. Noi am început să ne rugăm pentru un număr de 10.000 de susținători ai lucrării Alpha Omega TV și am făcut un calcul dacă până la urmă vor fi 10.000 care ne sprijină, sunt deja destul de mulți care ne sprijină și care în fiecare lună vor aloca o anumită sumă, vor pune o sămânță de aproximativ 10 euro în țări românești sau mai puțin. Da. Lucrarea Alpha Omega va fi susținută complet și va fi și loc pentru dezvoltări și ridicarea nivelului calității. O să revenim cu acest gând și pe parcurs, cu această provocare și pe parcurs. Dacă Dumnezeu, în timp ce noi vă vorbim aici, astăzi și mâine, vă pune pe inimă să vă implicați, să fiți unul dintre cei 10.000 de susținători, poate sunteți deja, pentru că foarte mulți în ultima vreme ne sprijiniți, ne încurajați, cu puțin sau cu mai mult, periodic sau constant. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să fiți unul dintre cei care sunteți parte din această grupă de susținători a lucrării Alpha Omega TV, dați un telefon la unul din telefoanele de pe ecran și colegii noastre vă vor spune cum anume puteți să o faceți. Deși cred că deja mulți dintre dumneavoastră știți acest lucru sau puteți afla informații complementare, suplimentare pe site-ul nostru alphaomegatv.com/partener. Ce am vrea să spunem aici este că această promisiune sau această hotărâre a dumneavoastră va fi luată între dumneavoastră și Dumnezeu. Pentru noi va fi o bucurie să constatăm implicarea dumneavoastră în Alpha Omega, dar, repetăm, este o hotărâre pe care o luați dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu va vorbi multora dintre cei care ne urmăriți acum și pe viitor și altora care se vor alătura susținerii lucrării Alpha Omega. Mai avem încă o promisiune de la Dumnezeu făcută în urmă cu câțiva ani într-un context printr-o slujitor al Lui care spunea, a avut un cuvânt de încurajare pentru noi, spunea că vede, da, că vede foarte mulți, așa, mulți oameni care vor susține Alpha Omega. Că vor fi foarte multe finanțe care vin din România pentru Alpha Omega. Și credem acest lucru și să știți că noi ne rugăm pentru cei care donează, ne rugăm pentru cei care ne susține, ne rugăm pentru cei care ne binecuvintează, cu puțin sau cu mai mult. Am avut surpriză să primim donații echivalentul a celor doi bănuți puși de văduvă. Și ne-au bucurat inimile și ne-au atins într-un mod deosebit. Deci fiecare bănuț contează pentru noi. Este prețios pentru că vine de la Domnul prin dumneavoastră. Acum pe ecran, cred că ție din regie pun niște informații cu care v-ați obișnuit mulți de dumneavoastră legat de... de modalități cu care putem să fim sprijiniți, fie printr-un telefon dat pe rețeaua RomTelecom, fie printr-un SMS dat în rețelele de telefonie mobile. Sau prin mandat poștal. Pentru cei care poate n-au altă modalitate de a ne sprijini, dar ne rugăm, Doamne, pentru acești 10.000 de oameni. Și a fost interesant, pentru că gândul ăsta a fost oarecum în inima noastră, dar din nou a venit o confirmare printr-o altă rugăciune primită chiar zile trecute printr-un alt slujitor al Lui. Într-un timp de rugăciune interesant, săptămâna trecută, care s-a petrecut aici la noi, chiar din nou cu ocazia acestei perioade de sărbătoare în care suntem, cineva a avut acest lucru în Duhul Lui. Când Dumnezeu vrea să ne dea 10.000 de oameni care să ne sprijine. 10.000 de suporteri pentru Alpha Omega.
Și alegem să-i binecuvântăm de pe acum pe toți cei 10.000 care se vor alătura lucrării Alfa Omega. Înainte de a vorbi, fi despre alte lucruri atât de canal, așa, știu că poate găsim câteva minute să vorbim despre momentele în care Dumnezeu ne-a dat ca prin vis licența pentru acest canal și modul în care Dumnezeu, și mai ales cum a pornit acest canal în iunie 2006, pentru că e momentul pe care îl celebrăm împreună cu echipa și împreună cu telespectatorii. Da, mi-aduc aminte în 15 decembrie când am fost după licență, am fost o echipă foarte mică, adică tu cu mine și cu încă un coleg ungur, da, care era pe partea tehnică, este regia. Aveam toată documentația pregătită conform legislației, ne-am pregătit cât am putut noi de bine. Sigur că exista și factorul obiectiv, subiectiv la CNA. Am intrat la CNA, era un ger de crăpau pietrele în 15 decembrie când ne-am dus acolo, asta mi-aduc aminte. Am intrat la CNA și era întreaga comisie prezentă într-un semicerc, nu știu, 12 sau câți membri ai CNA-ului erau prezenți, împreună cu președintele, era lui Filip la vremea aceea. Am intrat noi o comisie mică de susținere a acestui proiect. Am mai văzut și alte echipe care mergeau să susțină proiecte de licențe satelice, erau mult mai numeroase și mai impresionante, dar noi le aveam pe domnul de partea noastră. Și mi-aduc aminte că după ce s-a citit în mod oficial cererea noastră în fața comisiei, în fața Consiliului CNA, ți s-a dat cuvântul ca să spui să susții proiectul. Mi-aduc aminte și acum că ai avut câteva gânduri notate pe hârtie cu argumente, cu motivații, dar te ridici în picioare și te văd așa că ești descumpănit pentru că nu-ți mai găseai hârtia. De fapt, se lipise electrostatic. Ai avut un dosar de plastic atunci, s-a lipit hârtia de spatele acelui dosar și ai rămas efectiv fără acele puncte pe care tu vrei să le susții. Dar n-a fost nevoie să spui nimic, pentru că Dumnezeu așa a lucrat, a vrut să vedem și să fie o dovadă clară că este voia Lui și este de la El această licență. Pentru că președintele Radu Filip, văzând ezitarea mea de câteva secunde, spune: domnul Pețan, vă cunoaștem Alfa Omega pentru că au văzut de 3 ani de zile pe Tele7 ABC programe foarte multe de la Alfa Omega care au fost date. Și deja cunoșteau specificul nostru, cunoșteau ce fel de programe difuzăm. Sigur că analizaseră dosarul nostru în prealabil, că nu au luat decizia așa fără să fie în cunoștință de cauză, dar ți-au dat cuvântul să spui câteva gânduri, cum tu ai ezitat. Președintele CNA-ului întreabă dacă cineva are vreo obiecție de făcut și după aceea ne-a spus: vă rog să ne dați câteva minute ca să putem delibera. Mi-aduc aminte de acele momente, a fost momente emoționante în care Dumnezeu mă pregătise foarte mult, pentru că era prima susținere a unui canal de nișă, un canal special, era un canal de educație și spiritualitate creștină, cum spuneam noi, în cerere, și m-am pregătit pe puncte sub puncte să susțin acest proiect nou pentru categoria de proiecte media aprobate de CNA, dar Dumnezeu a îngăduit, a făcut în așa fel încât nici măcar pregătirea mea și notițele mele să nu fie necesare. El ne-a dat ca prin vis această licență. După ce a urmat o perioadă în care câteva luni de zile am așteptat după fonduri, ne trebuia un echipament vital, un server pentru broadcast, care a venit finanțat tot așa în mod miraculos. Cineva, m-am despărțit de el, am dat mâna cu el și zicea: by the way, tocmai am finanțat serverul, du-te să ți-l ridici. Și lucruri miraculoase care numai Dumnezeu poate să le facă. Am făcut un contract cu firma care urma să ne ridice pe satelit și am zis să aștepte până când vom avea fonduri necesare să plătim lunar costurile de satelit. Și aici poți să spui tu ce s-a întâmplat. Da, mi-aduc aminte cu foarte mare bucurie momentul ăsta, pentru că în 2006, în 31 mai, a fost înălțarea Domnului. Și e și ziua ta, 31 mai. Și ziua mea. Dar momentul acesta a fost semnificativ, pentru că colegii noștri au urmărind pe internet niște forum de discuție, au constatat, noi trimiseserăm serverul la București și echipamentul la București, la stația care urma să ne facă uplink-ul, și ei ne-au anunțat că vor face niște teste. Noi n-am prea știut exact ce înseamnă testele lor, dar pe acest forum de discuție, l-am listat și l-am aici ca o dovadă a acestui moment, în 31 mai,
la ora 23:35 se scria, în sfârșit, noul transponder este, deci se lansase platforma MaxDV, din care a fost parte Alpha Omega la începuturi, și scria aici la 31 mai 2006, la 23:57, deci încă în ziua înălțării Domnului, se confirmă semnal excelent pe antenă de 0,9 metri, iar Alpha Omega este free to air în acest moment. Deci, efectiv, era o grămadă de alte canale, dar se specifică Alpha Omega în clar. Nu știu dacă camera poate să vadă acest lucru. Este un e-mail pe care îl păstrez. L-am căutat foarte mult și l-am găsit acum înainte de emisie. A urmat să... Conform procedurilor CNA, după începerea emisiei, e o perioadă în care trebuie autorizat studioul. Nu, era autorizat, da. Dar trebuia anunțat oficial începutul emisiei oficiale a canalului și domnul ne-a pus pe inimă să fie această zi, 11 iunie 2006, ora 6 dimineața și ora de-a dat-o. Și în acel an, în 2006, a fost ziua rusalilor. Deci, practic, noi celebrăm între momentul înălțării și momentul rusalilor această prezență, această ridicare a canalului Alpha Omega pe satelit. Iar astăzi este din nou ziua înălțării Domnului, în acest moment, în această zi, da? Și cred că este doar regia divină care a permis ca acest lucru să fie posibil. Noi când am planificat această emisiune live în seara zilei de joi, n-am corelat chiar atât. Am planificat la începutul anului această emisiune celebrativă, dar așa a fost să fie. Și profităm de această ocazie să ridicăm din nou mulțumirile noastre la cer, înaintea Domnului nostru, care a făcut ca toată această lucrare să fie posibilă. Lucrarea aceasta este posibilă, într-adevăr, prin intermediul și prin intervenția divină a celui de sus, pe parcursul lucrării din 94, dar și din 2006 încoace, când Alpha Omega a prins o nouă dimensiune. Dumnezeu a folosit mai mulți lucrători, care unii sunt cu noi în continuare astăzi, alții au fost pentru un sezon, pentru altul. Dumnezeu așa a făcut încât lucrările, proiectele Alpha Omega să nu ducă lipsă de oameni care se le ducă la îndeplinire. Și oricum în momentele următoare aș vrea să cunoașteți pe câțiva din echipa Alpha Omega TV, pe câțiva prin intermediul unor contribuții, pe alte două persoane, o să avem chiar alături de noi, alte două colege. De câte ori avem ocazia, vă prezentăm în astfel de emisiuni pe cei pe care poate nu puteți să-i vedeți cu alte ocazii, care nu apar în fața camerelor de obicei, și așa, în primul să vă rugați pentru ei, pentru întreaga echipă. Unii, cum sunt cei patru cameramani care sunt acum în jurul nostru, poate nu să-i vedeți decât cu tot întâmplător. Nu știu, poate să facem o dată o emisiune cu cameramanii, să stăm noi la cameră. Chiar ar merita să-i vedeți, pentru că sunt patru și toți patru se numesc Daniel. Da. Și nu se binecuvinteze. Dacă din regie se poate... Hai să-i spun pe nume. Daniel Sărăjan, Daniel Cornean, Daniel Lazea și Daniel Heller. Domnul se binecuvânteze. Noi am ales noi, nu este un criteriu de angajare la Alpha Omega, dar cred că e și o dimensiune profetică care prin aceste nume sunt. Așadar, contribuții Alpha Omega, trei dintre cei pe care Dumnezeu îi folosește cu putere în ținerea și împingerea lucrării Alpha Omega TV. Ceea ce fac în Alpha Omega este grila de program. Conceperea unei grile de program presupune alegerea unor programe în funcție de o grilă pe care am stabilit-o inițial. Lucrez în cadrul departamentului de broadcast, ceea ce înseamnă că mă ocup de programele care intră în Alpha Omega și care trebuie scrulate pe canal. Slujba mea în Alpha Omega se îmbină oarecum cu chemarea pe care Dumnezeu o are pentru viața mea și cred că în parte pe care o are pentru fiecare creștin, și anume aceea de a pune lucrurile împreună. În Alpha Omega încerc să pun lucrurile împreună, adică să pun programele împreună, programele pe care telespectatorii pot să le vadă mai departe pe canal. Și această slujbă implică o responsabilitate oarecum mare, deoarece suntem responsabili noi ca lucrare înaintea lui Dumnezeu de programele pe care le difuzăm și totodată și responsabilitate față de telespectatorii noștri. Pentru că ne dorim să împlinim prin ceea ce facem nevoile comunității creștine din România și nu numai.
Din decembrie 2011 publicăm revista Alpha Omega TV, care conține programul canalului nostru, de asemenea alte articole și știri și informații de interes pentru telespectatorii noștri. Eu și cu un coleg lucrăm la asta și încercăm cumva să folosim și această revistă pentru două moduri, pentru două motive. În primul rând pentru a informa și a ajuta telespectatorii să știe ce să urmărească și să poată să potrivească interesele lor și lucrurile de care ei simt și au nevoie și doresc să le urmărească cu ceea ce rulează modul în acel moment pe canal. Și în al doilea rând încercăm să informăm și să complementăm activitatea canalului în general cu alte informații care se întâmplă concret în acel moment, să-i ajutăm să afle despre lucruri, despre alte organizații, despre alte materiale, cumva să îi ajutăm să cunoască mai mult și să fie informați mai mult. Eu în Alpha Omega coordonez echipa de editare video. Lucrul ăsta presupune editarea mai multor emisiuni Calea Adevărul și Viața, Dincolo de Bariere, Inima Închinării și alte emisiuni și presupune coordonarea echipei. Practic evaluez o parte din munca celorlalți editori. De asemenea fac și eu muncă de editare, editez anumite emisiuni când este nevoie. Prin abilitățile mele ajut la răspândirea Cuvântului Dumnezeu și lucrul ăsta îmi dă și o satisfacție profesională și o satisfacție spirituală. Sunt în contact cu pulsul spiritual din România. Canalul Alpha Omega TV poate fi văzut nu numai pe televizorul din casele telespectatorilor, ci poate fi văzut și prin alte moduri. De exemplu, avem pe pagina noastră de Facebook este integrat canalul Alpha Omega TV și cineva se poate uita direct din pagina noastră de pe Facebook pe ce rulează în momentul acela pe canalul Alpha Omega TV. De asemenea, pe site-ul nostru avem tot programul integral al canalului nostru, este retransmis pe internet. Și oricine de oriunde ar fi din lume poate să intre și să se uite la ce rulează în acel moment pe canalul Alpha Omega TV, la filmele noastre, la documentare, la programele noastre informative, la talk show-uri și la toate celelalte programe interesante, la muzica care avem. În general, statisticile spun că canalul nostru, pagina pe care se poate vedea în direct ceea ce se emite pe canalul Alpha Omega TV, este cea mai accesată pagină de la noi de pe site. Și chiar reacțiile care le primim și comentariile care le primim de la telespectatorii care se uită și prin aceste moduri, dar și pe modul tradițional de TV, spun că oamenii sunt atinși, sunt informați, sunt educați, sunt ajutați să rezolve anumite probleme în viața lor personală, lucru care pentru noi, cei care suntem implicați în partea de canal, ne conferă o satisfacție foarte mare să știm că prin munca noastră de zi cu zi putem cumva să aducem un aport direct în viața telespectatorului și să-l ajutăm să se apropie de Dumnezeu, să cunoască mai bine pe Dumnezeu și să poată să crească în umblarea lui cu Dumnezeu. În final, de aceea lucrăm aici și de aceea facem de multe ori lucruri care sunt unor de rutină sau de multe ori repetitive sau tehnice sau unor sunt și lucruri creative, dar motivul fundamental pentru care facem toate aceste lucruri și folosim toate tehnologiile care le avem la îndemână este pentru a atinge telespectatorii și de a-i ajuta să crească în relațiile lor cu Dumnezeu. I-a cunoscut pe trei dintre cei care sunt parte din lucrarea canalului Alpha Omega TV, pe Anca, care are Răză Grila, pe Claudiu, care se ocupă de parte de editare și coordonează aceste lucrări acolo, și pe Sorin în zona de digital media. Pentru mai multe informații despre canalul Alpha Omega și despre viața noastră de fiecare zi, am invitat alături de noi pe două dintre colegele noastre, Melanușa Silcău și Dania Topiceanu. Bine ați venit! Ele zâmbesc acum, au emoții, n-au mai fost în această formulă într-o emisiune în direct la televiziune. Cred că sunt vocile pe care le auziți cel mai des, ele răspund la telefon și sunt interfațarea noastră cu dumneavoastră. În momentul în care ne sunați la Alpha Omega TV, e încă o colegă, Daniela Groza, care este în regie și care alături de ele două sunt primele voci pe care le auziți în momentul în care ne sunați la telefon și am insistat să le și vedeți, să știți cu cine vorbiți, să poate și identificați vocea după ce o să le auziți. Nu știu exact ce o să le-am întrebat, dacă știu ce o să le întrebăm, nu știu, nu și închipuie încă. Sigur că poate câte ceva despre voi și despre modul în care sunteți, de când sunteți în Alpha Omega și ce faceți pentru, așa, pentru început, Mela. Da, eu sunt în Alpha Omega de mai bine, de 4 ani, anul acesta împlinesc 5 și a fost harul Domnului că am ajuns aici, a fost voia Lui. Încă nu auzisem
Eram în facultate, în primul an de facultate, auzisem foarte vag despre Alfa Omega. Lucram pe atunci la o casă de copii și ne uitam cu copiii la desenele de la Alfa Omega. Nu știam eu foarte multe, dar în inima mea încolțise așa o idee că, uai, ce interesant ar fi și ce frumos ar fi să lucrez eu la Alfa Omega. Între timp am terminat facultatea, mi-am schimbat locurile de muncă, dar așa, foarte interesant cum Dumnezeu pregătește locurile, te pregătește pe tine ca și persoană și te duce la timpul potrivit în lucrarea Lui. Acum, Mela se ocupă de coordonarea activităților de distribuție, de vânzări și alte lucruri legate de relație cu publicul. Eventual despre asta să ne spui două vorbe, Mela. Da, încă de când am ajuns în Alfa Omega, am început să lucrez pe partea de distribuție și vânzare. Prima mea ieșire cu Alfa Omega a fost chiar la o conferință de tineret în care trebuia să stau la standul de cărți. Nu știam nici măcar un DVD, nici măcar o carte, nu le cunoșteam. Oamenii îmi cereau informații. A fost interesant, dar pe parcurs am ajuns să coordonez această activitate și ceea ce îmi place cel mai mult e că ajung să iau contact cu oamenii care cumpără aceste resurse. Și văd că, de fapt, nu este doar așa o muncă monotonă, facem facturile, facem coletele, le expediem, noi luăm banii, ci ceea ce noi trimitem este un câștig pentru oamenii care le cumpără, în primul rând spiritual. Oamenii le cumpără pentru că doresc să cunoască mai mult despre Dumnezeu. Și este un câștig pentru ei, este o bucurie, ori de câte ori au un bănuț și pot să cumpere o carte, pot să cumpere un DVD, unii dintre ei își adună toată familia în jurul televizorului și pun seminariile și fac studiu. Și este încurajator că nu facem doar o muncă de rutină, ci facem ceva pentru împărăția Domnului prin activitatea aceasta. Vreau doar să subliniez ceva ce a sugerat Mela. Sunt mulți care se hrănesc spiritual și prin resursele care le iau de la noi, DVD-uri sau cărți, și este o formă de slujire dincolo de canalul de televiziune, dincolo de alte proiecte mari. Este o formă de slujire importantă, dincolo de vânzări de produse, dar în același timp, în mod cinstit, cineva care cumpără de la noi o carte, un DVD, sprijină lucrarea Alfa Omega, pune o sămânță, pentru că tot ceea ce se distribuie, se vinde, este folosit exclusiv pentru susținerea lucrării Alfa Omega TV. Deci, poate că și chiar în această seară aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au înțeles că cumpărând de la noi resurse, achiziționând de la noi produse, cărți, DVD-uri și ce mai oferim, pun o sămânță, credință și contribuie la mersul mai departe a lucrării Alfa Omega TV. Pe Daniela, te las să o întreb tu, dacă vrei. Dar pe Mela vreau să întreb. Mela, ce înseamnă pentru tine prezența ta în Alfa Omega? Și vreau să fac remarca asta la amândouă, pentru că este o lucrare în familie și soțul tău colaborează cu noi, Cristi. La tine, ce să mai spun? Dacă se uită cineva în spate și vede cine este acea tânără scumpă de acolo, este fiica Danielei. Deci, din nou, Dumnezeu lucrează pe familii. Lucrurile astea l-am remarcat în Alfa Omega, începând cu noi. Deci, Mela, ce a însemnat Alfa Omega pentru tine? Pentru mine, Alfa Omega este o binecuvântare. Prin Alfa Omega am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu altfel. L-am cunoscut un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care lucrează în detaliu la fiecare problemă, la fiecare nevoie și l-am văzut la lucru în fiecare secundă a vieții mele, la fiecare pas. Și de multe ori stăteam și mă gândeam că dacă era, nu știu, poate să rămân doar cu programele de biserică, nu aș fi fost atât de câștigată. Pentru că prin ceea ce fac am avut harul să particip la diverse conferințe, diverse seminarii prin care Dumnezeu a lucrat la inima mea și la inima soțului meu. Și încă de când ne-am căsătorit, Dumnezeu ne-a format și ne-a unit și ne-a binecuvântat mai mult decât ne puteam noi imagina sau mai mult decât am fi crezut noi vreodată că o să se întâmple.
Oarecum e interesant că foarte mulți care lucrează în Alfa Omega, dincolo de slujirea lor și de eficiența lor la locul de muncă, Dumnezeu îi atinge, îi crește spiritual. Eu, așa ca lider, am observat la fiecare. Fiecare a stat un an, 3-10 în Alfa Omega. Am văzut o creștere spirituală accelerată. Toți cei care au dorit să primească mai mult în Alfa Omega au avut șansa și posibilitatea să o facă. Daniela, chiar dacă tu ai venit mai târziu, nu din tinerețe, în Alfa Omega TV, cred că ai primit și tu în Alfa Omega cât de ceva. Daniela desfășoară o muncă mai complexă de secretariat, de recepționar, de assistant manager, în zona de PR, de rugăciune, mai multe lucruri le face Daniela, dar în primul rând este secretara noastră și cel care răspunde la primul telefon. Deci ai avut ce să primești din Alfa Omega? Sau ce înseamnă pentru tine Alfa Omega? Fără dar și poate sunt în Alfa Omega de mai bine de 3 ani de zile și pot să spun că Dumnezeu m-a îmbogățit foarte mult de când sunt aici. Pe lângă faptul că am fost binecuvântată cu tot ceea ce se întâmplă, cu felul în care Dumnezeu lucrează prin Alfa Omega, pentru că noi cei de aici suntem primii binecuvântați cu tot ceea ce Dumnezeu oferă. Lucrarea de aici, de la Alfa Omega, a însemnat o provocare în mod deosebit în viața mea. Personal pot să mărturisesc că cea mai mare provocare a fost aceea de a umbla prin credință. Deci aici, chiar dacă până la a veni în Alfa Omega am știut teoretic ce înseamnă să umbli prin credință, odată aflat aici, Dumnezeu pe de o parte m-a testat, dar pe de altă parte m-a crescut. Și pot să spun, așa cum ați spus dumneavoastră, implicarea nu se rezumă doar la noi ca și persoane care lucrăm aici, se extinde mult mai mult, se extinde la familiile noastre, inevitabil soții noștri sau soțiile celor care lucrează de aici sunt în spatele nostru, ne sprijinesc. În copii se transmite, așa cum Viviana face parte deja din decor. Face parte din echipă. Din echipă. Nu știu, mi se pare o lucrare extraordinară care se întâmplă în momentul de față în viața mea. Trebuie să recunosc că este o împlinire care o experimentez în momentul de față, așa cum am zis, personal, dar și ca și familia. Și acum vezi, Daniela, ești cu câțiva ani mai în vârstă decât media vârstei echipei Alfa Omega. Cum vezi tu pe cei din Alfa Omega? Nu cu mulți. Că sunt, majoritatea sunt tineri. Ți-ar putea fi, sunt ca și niște frați mai tineri și surori mai tinere. Cum îi vezi, poate? Nu? Deci, în comparație cu alte locuri de muncă unde am mai fost înainte de a veni la Alfa Omega, trebuie să mărturisesc că aici experimentez un spirit de echipă extraordinar. Deci există așa o stare de bine și unitate, pace, înțelegere. Este ceva care cred că este de dorit. Și faptul că sunt mai tineri decât mine nu mă deranjează deloc. Din contră, mă simt de foarte multe ori că sunt o binecuvântare pentru mulți dintre ei, dar în același timp îi recunosc și pe ei ca o binecuvântare. Pentru mine este ceva care se oferă reciproc. Da. Dacă doar să spun încă o dată, pentru cei care poate nu știu, sunt în echipa Alfa Omega, sunt tineri credincioși toți, dar din diverse medii confesionale creștine și avem comun aici, în Alfa Omega, în Scriptură, avem pe Domnul Iisus Hristos și sunt niște valori care le promovăm, dar fiecare își păstrează identitatea lui creștină și modul lui de a se raporta la Dumnezeu, însă sunt niște valori comune care ne apropie și ne țin împreună. În acest modul, la discuție noastră, poate nici ceva întrebare mai specială pentru ele? Vreau să comentez puțin că cred că un criteriu sau un okay a unității noastre este faptul că ne întâlnim la rugăciune în fiecare zi, mai mult sau mai puțin, cât reușim să ne adunăm. Dar Dumnezeu răspunde la rugăciunea noastră constantă, continuă, de unitate și de protecție pe care o ridicăm. Și voi două sunteți aproape nelipsite, pentru că și prin faptul că sunteți imediat lângă camera în care obișnuim să ne adunăm la rugăciune, sunteți dintre cele care chiar îi chemați pe ceilalți să vină.
Oricum, mi-a vrea să le mai provoc cu ceva. O să-mi aduc un coleg imediat o cutie roșie. Da, poți să-mi o dai. Ok. O să zic despre asta ceva. Și de colegele mele știu despre ce este vorba. Ele două răspund mult la telefon și Daniela special răspunde la primele telefoane. Dacă e vorba de o comandă, poate o pasează la Mela sau o preia. Cam ce telefoane primesc, cam ce categorii de telefoane vin la Alfa Omega? Pentru că chiar și în această seară am făcut de câteva ori anunțul, sunt niște numere de telefon acolo pe ecran la care cei care doresc să ne încurajeze, să ne spună un cuvânt sau să devină parteneri cu noi și să pună o sămânță a credinței, pot să facă și chiar și în timpul discuției noastre. Voi după aceste câteva minute să vă întoarceți din nou în regie și o să continuați să răspundeți de la telefoane. Cam ce spune lumea, cam ce întrebări sunt categoriile de oameni care ne sună? Deci, una dintre categoriile de oameni care ne sună sunt cei care urmăresc emisiunile Alfa Omega TV și trebuie să spun că sunt foarte mulți care sunt încurajați, foarte mulți care mărturisesc că dacă nu ar avea canalul Alfa Omega TV în casă, nici nu și-ar ține televizorul. Asta pentru noi este o încurajare pentru că ne dăm seama tot ceea ce se transmite aici este de fapt viață pentru ei. Uh-huh. Și pe lângă aceștia sunt oameni care solicită sprijin în rugăciune. Emisiunile pe care le avem pe canalul Alfa Omega TV, în mod special emisiunile în direct, îi provoacă pe oameni să solicite sprijin în rugăciune. Sunt oameni care poate nu se pot duce într-un mediu mai familiar și atunci aleg să ne solicite pe noi să-i sprijinim în rugăciune. Însă cred că încrederea care o avem, care le o acordăm, se datorează și faptului a ceea ce transmitem pe canalul Alfa Omega TV. Eu cred că emisiunile sunt foarte provocatoare, subiectele care le dezbatem sunt foarte provocatoare și asta îi încurajează pe oameni să îndrăznească. Să îndrăznească că cu Dumnezeu există soluții. Trebuie să profit de faptul că sunt amândouă aici. Noi, multă lume poate nu știe, în exterior, nu sunt toate lucrurile roz. Ne confruntăm cu fiecare cu provocări. Cel rău nu este insensibil, să zic așa, nepăsător la lucrarea care se face în Alfa Omega TV din potrivă. Și fiecare dintre noi, ca persoane sau ca familii, experimentăm opoziții, atacuri din partea celui rău, nu suntem în necunoștință de cauză de acest lucru și e unul din modalitățile, unul din lucrurile pe care le cerem. Este sprijinul rugăciune pentru protecția echipei Alfa Omega TV și ca să știți acest lucru, de multe ori repet, nu e o vorbă în vânt. Am luat și noi decizia aici în Alfa Omega de câteva săptămâni să inițiem un lanț permanent de post și rugăciune pentru protecția noastră ca echipă, dar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Deci în această seară, chiar dacă pe parcurs vă provocăm din când în când să fiți parteneri Alfa Omega, poate nu vă gândiți doar la a pune o sămânță a credinței financiar. Cea mai mare nevoie pe care noi avem ca și echipă, ca și avansarea lucrării, este cea de rugăciune. Și la acest punct, rugăciunea de protecție este ceva important. Nu știu, poate ziceți voi despre asta, dacă... Aș vrea să spun că pe lângă cei care solicită rugăciuni, sprijin în rugăciune, sunt foarte mulți care ne sună, așa cum ziceți, care se roagă pentru noi și asta pentru noi este foarte încurajator, să știm că suntem sprijiniți pentru că suntem conștienți că o lucrare de nivelul acesta nu se poate face fără o unitate în rugăciune și eu personal țin să mulțumesc foarte mult tuturor celor care aleg să pună mâna pe telefon și să ne încurajeze și chiar am dorit să o facă cât mai mulți, pentru că este mare lucru să știi în toate eforturile pe care le depunem aici, să știm că există oameni în spatele nostru care ne susțin necontenit în rugăciunile lor. Acum, Daniela, hai să presupunem că cineva te sună, să facem un exercițiu util pentru acest moment al discuției noastre și spune, da, vă sprijinim rugăciunea, suntem alături de noi, vă urmărim. În afară de sprijin rugăciune, am vrea să vă și ajutăm financiar. Ce spui unei astfel de persoane și poate cu această ocazie și unii care simt de la Domnul să se gândească să ne ajute pe viitor o să o facă?
Da, suntem bucuroși de cei care ne sună în această direcție și primul lucru care le spunem, le prezentăm modalitățile care, prin care pot să sprijinească financiar. Îi întrebăm dacă se pot angaja pe o perioadă mai lungă, pe o perioadă constantă sau dacă pot să o facă temporar. Indiferent de alegerea lor, există mai multe modalități pe care le prezentăm, fie prin conturile bancare, fie mandatul poștar, care le putem trimite prin poștă. Sunt mulți care vin chiar aici la sediu și depun o donație, în special cei care sunt de aici din localitate. Te-am auzit pe mulți, întreb dacă primesc gratuit revista Alfa Omega TV, da. Magazin, am și eu aici un exemplar și poate noi să avem ocazia în cursul serii să mai aducem aminte despre această revistă. Am tipărit în ultimele, din două în două luni de zile, în ultima vreme, tiraje destul de mari. Am avut și 12.000 un tiraj într-o lună, 10.000 în altă lună, tiraje, reviste care merg gratuit în toate colțurile țării. Chiar la acest ultim număr ar trebui să suplimentăm cu câteva sute pentru că nu ne-a ajuns și mulți dintre dumneavoastră găsiți poate un mandat completat doar cu datele noastre și cu contul de bancă. Scopul acestuia nu e neapărat să vă oblige să de trimiteți niște bani. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să acoperiți, să fiți parte din acoperirea costurilor acestei reviste, și este numai, foarte bine. Și mai mulți, nu numai. Dacă... Pe mandate, poate mâine o să avem un mandat aici cu noi. Pe spate sunt niște categorii pe care sunt invitați să le bifeze, să le verifice cei care ne urmăresc. Și tot mai mulți bifează în ultima vreme la categoria o sămânță în Alfa Omega TV, o punere a sămânței și la bancă de multe ori ne vin cartonașe cotoare de la mandatele poștale bivate la această secțiune sămânță în lucrarea Alfa Omega TV. Cred că încet, încet, trupul Hristos din România, dumneavoastră, oarecum înțelegeți importanța de a pune o sămânță, nu neapărat în Alfa Omega, în lucrări pe care Domnul le declanșează și le extinde în România. Și spune Daniela de faptul că cei care sunt în localitate vin, ne vizitează la sediu. De multe ori am avut surpriza asta, când ne trebuia bani să completăm fond de salarii, să avem o cheltuială sau, mai știu eu, venea cineva. Ne rugam uneori, Doamne, trimite corbii tăi, Doamne, că suntem chiar la și mi-aduc aminte odată, mi-a spus, a intrat cineva, unde e cutia roșie, pentru că auzise la o emisiune despre cutia roșie, a pus niște bani și a plecat fără să spună nimic. Oarecum, e această cutie care este la jos, la secretariat, la intrare, la recepție, are o mică, oarecum simbolic. Am dat drumul această cutie, nu sunt sume mari care s-au adunat din când în când, deschidem cutia. Domnul ne-a vorbit să fie asta, în primul rând, această cutie roșie, o provocare pentru noi, cei din echipă, să avem și noi ocazia să punem o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega, noi personal. Și așa a pornit ideea acestei cutii. Apoi, la emisiunea Dăruiește Lumina din decembrie, am spus câteva cuvinte despre cutia roșie și am mers vestea. Recent, la o conferință la care am fost parte, Domnul a pus pe inimă să luăm și cutia cu noi și au fost persoane care au pus o sămânță a credinței în această cutie, pentru că pe ea este scris o sămânță în lucrarea Alfa Omega. Și recent, acum câteva zile, când chiar nu prea aveam resurse deloc și mai era nevoie de câteva materiale pentru lucrările la etajul 2, am deschis cutia și am avut bucuria să găsim suficienți bani să putem cumpăra exact ce ne-a trebuit în ziua respectivă. Și să mai continuăm lucrarea încă o zi la amenajarea etajului 2. Dacă aveți un gând legat de aceasta, știu, vreo experiență legată de cutie sau de cineva care ne-a ajutat financiar într-un fel sau într-altul în ultimele luni, știu, mi-ai spus dacă a intrat cineva fără să spună nimic și a pus în acea... Da, acum mi-aduc aminte că a fost odată o persoană care a intrat pur și simplu și nu a întrebat de nimeni și de nimic decât unde este cutia roșie. Pentru că am văzut aseară la televizor, în emisiune, că a fost prezentată această cutie roșie și direct acolo a vrut să ajungă. Da, oricum mulțumim Domnului și în timp ce noi am vorbit aici, colegii din regie au pus pe ecran câteva variante, modalități prin care lucrarea Alfa Omega poate să fie sprijinită. Noi, timp de aproape o oră și jumătate, am vorbit despre canalul Alfa Omega TV, sărbătoritul acestei emisiuni, aniversare și cred că dimensiunea aceasta a continuității este cea care... Cred că a rezultat din toate contribuțiile și comentariile și ce a spus voi sau ceilalți colegi de la Alfa Omega TV. Și aș vrea să subliniez și eu această dimensiune. Alfa Omega nu este un proiect punctual, ci este un proiect care continuă, un proiect care nu se oprește, nu se poate opri. Este așa cum... Este un proiect, este o lucrare. Este o lucrare. Nu e un proiect divin, să zicem. Da, proiect divin.
Este ceva care merge 24 de ore din 24, nu este ceva care se realizează, este un buget și gata, ci este ceva continuu și dincolo de... Și vorbind în contextul acesta, nevoie de sprijin, marea noastră nevoie și provocare este susținerea lucrării într-un mod continuu. Sunt mulți dintre nevoile curente. Sunt mulți care ne ajută când Duhul Sfânt îi îmboldește, când le spune. Dar sunt și alții care încep să ne ajute în mod constant, chiar dacă sumele sunt mai modeste, 50 de lei, 100 de lei sau mai mult. Am văzut pe extrasele de cont sau în mandate că sunt tot mai multe persoane care încep să ne ajute în mod constant și aceasta este ceea ce simțim noi că este direcția către care ne îndreptăm și care am dorit să se realizeze și foarte, chiar dacă sumele sunt mai mici, mult ne-ar bucura să știm că un număr cât mai mare de telespectatori ne ajută în mod constant, chiar dacă sumele sunt aparent modeste. Picătură cu picătură acest lucru se adună și ne ajută pe noi să mergem mai departe, să susținem canalul Alpha Omega TV și oarecum era o provocare care am făcut în urmă cu ceva timp. Noi ne rugăm pentru 10.000 de credincioși, de români, de telespectatori fideli care... Români de pretutindeni. De pretutindeni, da. Care să aibă pe inimă să contribuie cu o sumă. Noi am zis să am pus o sumă de 10 euro pentru că în lei, la valoarea momentului, pentru că atunci lucrările, costurile lucrării Alpha Omega TV, inclusiv salariile care sunt aici, cheltuieli curente care sunt destul de mari și costuri de satelit, de emisie de satelit care sunt, poate nici nu îndrădim să le spunem, ar fi acoperite. Acum 10 euro înseamnă, știu, 40-50 de lei în banii de acum. Înseamnă poate două apeluri SMS, sunt și pe ecran din când în când, sau un apel la Rom Telecom, sau un mandat poștal care poate fi trimis, dacă cineva nu le are să-l completeze, poate fi trimis de aici prin numai unui apel telefonic. Vă îndemn să dați un telefon la telefoane care sunt pe ecran din când în când și colegii noastre vor explica cum anume puteți să sprijiniți lucrarea Alpha Omega TV. Iar dacă sunteți de departe, pentru că chiar am primit acum din regie, de exemplu, cineva cu numele de Debbie ne urmărește din California, și probabil pe internet. Cineva din afară, sigur, poate să intre pe pagina noastră, Alpha Omega TV/partener, acolo sunt toate modalitățile prin care cineva ne poate ajuta, inclusiv prin varianta PayPal cunoscută, mai ales în partea de vest, sau prin transfer la un cont bancar. Cineva cu numele Elena, folosesc acest caz, ne spune, sunt bolnavă, nu pot să merg la biserică, pentru mine Alpha Omega este o binecuvântare. Un canal TV minunat, ne spune cineva cu numele de Toma, iar cineva cu numele de Daniel, AOTV a adus lumină și în sufletul meu. Vă mulțumim pentru acest gen de comentarii și încurajări. În continuare ne puteți suna pe parcursul acestei seri. Mirela, dacă să profităm că mai sunt cu noi câteva minute. Dacă ceva dintre Mela, pe tine vreau să întreb, dacă dintre cei pe care i-ai întâlnit în diverse ocazii, ceva te-a impresionat în mod deosebit? În zona asta, poate a dărnicia, dacă ai vreo amintire de felul ăsta. Recent am fost la o conferință în județul Bihor și ce m-a impresionat foarte mult a fost căldura oamenilor, dragostea cu care ne luau în brațe. Sunteți de la Alpha Omega, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă poarte de grijă, ne rugăm pentru dumneavoastră. Și nu, pentru mine a avut foarte mare impact și m-a schimbat într-un fel, mi-a schimbat gândirea și modul de a privi lucrarea, văzând bucuria de pe chipul oamenilor. Eu foarte rar am apărut, poate la mici contribuții pentru diverse emisiuni, dar oamenii se uită la noi. Am rămas foarte surprinsă venind la mine un frate râzând foarte vesel, eu te știu, dar tu nu mă știi. Și mi-am dat seama că oamenii urmăresc fiecare emisiune. Oamenii sunt atenți la ceea ce facem noi și se bucură pentru fiecare emisiune, pentru fiecare film creștin, pentru fiecare documentar. Și e așa o bucurie să vezi că nu suntem noi Alpha Omega, o lucrare oarecare, ci suntem noi Alpha Omega, lucrarea Domnului. Așa, am așa un îndemn să închim acest modul. Ele se grăbesc să meargă la telefoane pentru că lumea îți sună la telefon. Poate cu un moment de rugăciune. Știu eu, poate amândouă să aveți un gând de rugăciune, Daniela, Mela, să-i binecuvântăm pe cei care ne urmăresc, pe cei care ne ajută, fie cumpărând resurse de la noi, fie rugându-se pentru noi
și pentru protecția noastră. Binecuvântare, binecuvântare. Fie binecuvântare și ajungere să mergem mai departe. Mm-hmm. Ok. Okay. Poate tu mai la puțin. Doamne, vin înaintea ta și îți mulțumesc pentru fiecare persoană care, din bănuțul lor, Doamne, au sprijinit lucrarea Alfa Omega, cumpărând un DVD, Doamne, cumpărând o carte. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu i-ai binecuvântat prin aceste resurse. Îți mulțumim, Doamne, pentru fiecare resursă pe care Tu ne-ai dat-o, Doamne, să putem pune la dispoziția copiilor Tăi de pretutindeni. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu te îngrijești, Doamne, de nevoile noastre și de nevoile lor, Doamne, atât spiritual, Doamne, cât și material. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare persoană care, într-un fel sau altul, sprijină această lucrare, atât financiar, Doamne, cât și în rugăciune, Doamne, cât și prin diverse alte metode. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești alături de noi, Doamne, și Tu ești alături de noi, de fiecare, de familiile noastre și ne porți de grijă. Amin. Doamne, Tată, te binecuvântăm și îți mulțumim în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, pentru acest ceas aniversar, Doamne, în care putem să ne întoarcem cu mulțumire și credem că alături de noi, Doamne, sunt mulțimea de telespectatori care se bucură, Doamne, în prezența Ta și îți aduc mulțumiri pentru tot ceea ce Tu le pui la dispoziție prin intermediul acestei lucrări. Doamne, îți mulțumesc pentru toți aceia care au fost și sunt atinși de lucrarea Alfa Omega. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți aceia care și-au găsit împlinirea nevoilor lor, Doamne, fie printr-un răspuns la rugăciune, fie prin potolirea setei din sufletul lor, Doamne, prin ceea ce au primit ca și cuvânt al Tău. Doamne, îți mulțumesc pentru toți aceia, Doamne, care au fost dătători voioși, Doamne, și-au sprijinit lucrarea aceasta prin bănuțul lor, prin orice altă formă, Doamne, de a binecuvânta lucrarea Ta. Doamne, dar în mod deosebit îți mulțumesc că Tu le-ai vorbit și ai conștientizat că a da, Doamne, și a sprijini lucrarea Alfa Omega este de fapt o chemare care Tu le-ai dăruit-o vieții lor, o chemare, Doamne, de a fi parteneri împreună cu Tine, de a fi, Doamne, instrument în mâna Ta prin care Tu să poți lucra la înaintarea Evangheliei Tale. Doamne, îți mulțumim împreună aici, Doamne, că faci din Alfa Omega un instrument, Doamne, prin care duci cuvântul Tău în casele oamenilor. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceia, Doamne, care nu au altă sursă de a se hrăni și găsesc în Alfa Omega, Doamne, acea oază, Doamne, pentru sufletul lor. Doamne, îi binecuvântăm pe toți astăzi. Îi binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos și cerem, Doamne, peste ei binecuvântări cerești și pământești. Cerem răsplătiri, Doamne, pentru toți aceia care sunt alături de noi, Doamne, fie în rugăciune, fie în sprijin, Doamne, financiar. Rostim în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, binecuvântările Tale peste ei, protecția Ta divină și, Doamne, continuăm și îți rămânem, Doamne, mulțumitori pentru tot ceea ce Tu lucrezi și vei lucra mai departe prin Alfa Omega. Amin. Doamne, și aș vrea, Doamne, să-ți mulțumesc pentru că până aici ai fost cu noi, Doamne. Doamne, în acest ceas aniversar, Doamne, mă rog, Doamne, ca să primești, Doamne, mulțumirile noastre, Dumnezeu meu, pentru că ai făcut posibil, Doamne, ca acest canal să existe, Doamne, și că în acest moment, Doamne, suntem la acest ceas de aniversare. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și mă rog, Doamne, ca binecuvântarea Ta, Doamne, să continue, Doamne, să duc acest canal, Doamne, mai departe, Doamne, să fie o binecuvântare pentru toți cei care, Doamne, vor fi hrăniți prin acest canal și, Doamne, toți cei care vor fi parte din Alfa Omega, într-un fel sau altul, prin dărnicia lor, prin contribuțiile lor, prin rugăciunile lor. Te rog, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, să primești mulțumirile noastre, Doamne. Amin. Amin. Bun, vedeți că a fost alături de noi aceste câteva minute, Daniela și Mela, și știu că în 2-3 minute după ce încheiem acest punct al discuției noastre, veți fi din nou la telefoane. Sunt pe ecran cele 4 numere de telefon, au fost suplinite a fost suplinită absența voastră de colegii noștri. La aceste telefoane puteți să aflați modalități prin care puteți să sprijiniți lucrarea Alfa Omega dacă Dumnezeu vă vorbește și vă pune pe inimă acest lucru în această seară. V-am vorbit în acest segment al emisiunii noastre și i-ați cunoscut pe mai mulți lucrători, mai mulți slujitori prin media în lucrarea Alfa Omega TV. În modul următor o să-l cunoașteți pe Florin, un fost colaborator al nostru, acum el slujește în Alba Iulia, și pe alți prieteni ai noștri care ne ajută și care ne sprijină într-un fel sau într-altul la un modul de contribuții legate de lucrarea Alfa Omega TV. Mulțumim, Domnul să vă binecuvânteze. A însemnat și înseamnă pentru mine mult. De ce? Pentru că în 2007 am continuat împreună cu echipă minunată un proiect pentru tineri,
o emisiune de tineri ascendent. Iar în 2008 am filmat din nou sezonul 4, pentru că în 2003 filmasem sezonul 3. A fost o emisiune sau un timp binecuvântat pentru mine. Când spun timp, nu mă refer numai la orele pe care le-am filmat pe platou de filmare, ci mă refer și la ceea ce a urmat. De ce? Pentru că, în primul rând, Alfa Omega sau Ascendent m-a ajutat să-mi depășesc limitele. Nu am crezut că pot să scot două cuvinte în fața unor camere. Nu am crezut că pot să stau să discut cu câțiva tineri și nu știu câți cameraman să fie în jurul tău, să se uite la tine și să poți să-ți depășești limita și condiția umană. Acolo, oamenii, echipa și Dumnezeu m-a ajutat să-mi depășesc condiția și asta a fost pentru mine o binecuvântare. Apoi, Ascendent și încrederea care mi-au acordat-o fratele Pețan și sora Pețan a fost o binecuvântare. De ce? Pentru că mi-a confirmat încă o dată chemarea care o am, la ce am fost chemat pe pământul acesta, așa nume să lucrez cu tânăra generație. Asta a fost o confirmare a chemării pe care Dumnezeu mi-a făcut-o pe pământ și indirect sau chiar direct Alfa Omega mi-a întărit pașii în chemarea mea și nu pot decât să mulțumesc. Apoi, a fost un timp extraordinar pentru că cred și am auzit mărturii că tinerii și nu doar tinerii au fost schimbați. Mi s-a întâmplat de multe ori să mă oprească oamenii pe stradă sau să-mi trimită un e-mail și să-mi spună că o anumită temă i-a ajutat, anumite cuvinte pe care invitații le-au spus i-a ajutat și i-a motivat să meargă mai departe. Și vreau să mai spun un lucru. Ceea ce m-a frapat și m-a marcat cel mai mult la Ascendent a fost o emisiune pe care am avut-o cu doi tineri cu dizabilități fizice și atunci am înțeles încă o dată că nu faptul că sunt pe un scaun cu rotile mă face să fiu mai bun sau mai special în ochii lui Dumnezeu, ci atitudinea mea și faptul că l-am cunoscut pe Dumnezeu. Acei tineri m-au învățat multe lucruri, mi-au dat o lecție de viață și de atunci concepția mea despre viață s-a schimbat mult. Vreau să le mulțumesc, nu mai știu cum îi cheamă, dar le mulțumesc pentru impactul care l-au avut asupra mea. Și vă mulțumesc vouă, Alfa Omega. Despre Alfa Omega am o părere nu bună, nici foarte bună, ci o părere extraordinară. De ce? Pentru că, în primul rând, mi-a dat sau ne dă o lecție de viață, ce înseamnă să mergi mai departe, ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu și ce înseamnă să vii cu cei doi bănuți pe care ai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, binecuvintează. Cred că Alfa Omega în prezent face lucrarea extraordinară, nu cred, sunt convins și știți și voi foarte bine impactul pe care îl aveți în România și în societatea noastră. Vă felicit pentru lucrul acesta și sunt sigur că Dumnezeu o să vă binecuvinteze și o să vă ridice din slavă în slavă. Lucrarea Alfa Omega este o mare binecuvântare pentru oameni. Personal, am fost în multe case și oamenii mi-au spus, odată mi-au spus, noi te cunoaștem, fiindcă te-am văzut la Alfa Omega, aceasta este mai puțin important, iar ei mi-au spus, singura noastră resursă sau singura noastră hrană spirituală este Alfa Omega. Atât din țară, cât și din străinătate. Chiar nu de mult am discutat cu cineva din Italia, care s-a hotărât pentru Domnul și l-a chemat pe Domnul în inimă și a predat viața Domnului și acum dorește să încheie legământ cu Domnul în apa botezului și totul a plecat de la Alfa Omega, care a luat e-mail, adresa de e-mail și telefonul și ne-a contactat. Eu văd lucrarea Alfa Omega o mare binecuvântare. Dacă în timpul apostolului Pavel ar fi fost mijloacele acestea de a răspândi Evanghelia, sigur, apostolul Pavel ar fi apelat la ele. Domnul Iisus a folosit mijloacele contemporane. A luat barca și a spus, depărtat-o putând de țărm. Și s-a folosit de mijloace. Dumnezeu a revarsă ungerea, a revarsă slava și cuvântul lui Dumnezeu străbate pământul de la o margine la cealaltă. Și Dumnezeu folosește Alfa Omega. Este un har, o favoare care Dumnezeu o dă ca prin Alfa Omega cuvântul lui să fie răspândit. Am văzut și văd un impact foarte puternic atât în bisericile unde slujesc, cât și în multe părți ale țării și am fost foarte surprins și dincolo, în Europa și chiar în Statele Unite. Pentru mine a fost o mare bucurie să aud că oamenii cunosc
despre lucrarea Domnului tocmai de la televiziune, ceea ce nu era posibil cu mulți ani înainte. Și asta e o mare bucurie, pentru că știu că această lucrare, Alfa Omega, poate atinge inimile oamenilor, poate intra în casele oamenilor, acolo unde noi, pastori, evangheliștii, poate de multe ori nu avem niciun acces. Și asta e o mare bucurie, știind că împărăția lui Dumnezeu se lărgește. Și am văzut oameni care sunt pe deplin fericiți și bucuroși, pentru că există și în România posibilitatea asta. Alfa Omega este o binecuvântare, este un oxigen ceresc pentru națiunea română. Îl cunosc pe fratele preiubitul nostru, frate Tudor Pețan, de circa 15 ani, când venea la București la întâlnirile noastre pastorale. Întotdeauna cu mult entuziasm pleda și prezenta lucrarea mass media creștină pentru lumea din sudul României. Și pot să vă spun cu multă satisfacție că este o lucrare de mare impact, de benefică, și cred că una dintre cele mai binecuvântate căi de a pătrunde în casele oamenilor. Poate că mulți nu vor să se ducă la o biserică, fie că nu vor sau alții poate nu pot. Mass media creștină, deci televiziunea și radioul creștin, este un mijloc ales de Dumnezeu, cred, și pentru care mă rog Domnului, și pătrunde în casele și în sufletele oamenilor. Deci cred că Domnul i-a pus pe inimă fratelui Pețan și ne-am rugat și continuăm să ne rugăm pentru prosperitatea acestei lucrări, nu numai în sudul României, dar și în multe zone ale lumii, pentru că trebuie să recunoaștem un adevăr dureros. Avem români plecați aproape în toate cele patru zări ale lumii. Și rugăciunea noastră este, Doamne, binecuvintează toți românii din orice parte a lumii și Evanghelia Ta fă să înainteze triumfător spre orice suflet de român, pentru că datorită situației economice, sociale din țară, mulți au plecat peste hotare, însă mass media este și asta o mână a Domnului întinsă și o binecuvântare și pentru românii plecați. Așa că în sufletul nostru Domnul a pus dragoste și pentru românii care au plecat dincolo de granițele României. Prin Alfa și Omega, în mod special, aflu cum se aprind focuri în toate părțile țării și oameni treziți. E suficient să se ridice o persoană, două, și în jurul acestor persoane se creează un nucleu, un nucleu de foc. Și se produce trezirea. Mulțumesc Domnului pentru Alfa și Omega. Mulțumesc pentru toți lucrătorii din această mișcare, această lucrare de televiziune. Se produce cu adevărat o mare trezire. O mare trezire. Da, am luat în găzut impresia acestor contribuții, prieteni dragi ai noștri, pe care și de multă vreme au spus lucruri speciale despre noi, provocatoare, despre lucrarea Domnului prin Alfa Omega. Și între timp primim în continuare încurajări, cuvinte din studio. Ai avut un gând în timp ce ascultai pe cei care ne-au încurajat în acest montaj? Mă gândeam așa la impactul la lucrării Alfa Omega, care este dincolo de ce ne gândeam noi la începuturi, și cred că este chiar dincolo și de ceea ce cunoaștem acum sau de feedback-urile pe care le-am primit până acum prin contribuțiile fraților noștri sau prin comentarii directe ale multora care vin să ne spună atunci când călătorim prin țară sau în alte părți, vin să ne spună despre modul în care Dumnezeu îi atinge prin Alfa Omega. Și sora care a încheiat acest calup, sora Eli, da, spunea despre o mare trezire care vine. Eu cred că această trezire deja a început în România și cu adevărat aceste focuri care se aprind,
sunt stimulată, să zic, și prin lucrarea Alfa Omega, care din nou este un factor de unitate, un factor, un catalizator și un martor la lucrarea de trezire din România. Este o mare încurajare pentru noi și o mare bucurie. Vorbea fratele Florin Dan de faptul că despre lucrări din diverse colțuri ale țării și al lumii se află prin Alfa Omega. Nu mai este o izolare. Dacă se aprind focuri în diverse zone, sunt cunoscute. Se produc polarizări și Alfa Omega este unul din agenții Domnului în această vreme și mă bucur de aceasta. Mă bucur și de impactul lucrării Alfa Omega în diasporă. Sunt oameni care poate n-au acces la hrană spirituală, așa cum au românii din bisericile mari din România și acolo în diasporă primesc cuvântul prin Alfa Omega și iau decizii, cum a fost acea persoană din Italia. Cred că Alfa Omega, într-un fel, la o scară mai mică deocamdată, este un fel de CNN al lumii creștine, pentru că, cum spunea mai devreme, practic știri din lumea creștină, din zonele în care Dumnezeu lucrează, circulă, sunt transmise prin Alfa Omega. Și revin la ceea ce Dumnezeu a vorbit despre Alfa Omega în repetate rânduri, că Dumnezeu a folosit Alfa Omega ca pe o trâmbiță a lui, a venirii lui. Și vedem tot mai mult cum aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a spus se confirmă prin ceea ce spun oamenii. Deci, Domnul, cred că folosește Alfa Omega ca pe un factor de informare, dar și un factor de unitate în lumea creștină. Pentru că cei care poate trăiesc o trezire, izolați într-un colț, nu se mai simt singuri știind că mulți alți frați din alte părți experimentează aceleași lucruri. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoare, vă aduc aminte, vă reamintesc, vă spun, e emisiune în direct în această seară la Alfa Omega TV, o emisiune celebrativă, Dăruiește Lumină, cu prilejul aniversării a 7 ani de când canalul Alfa Omega TV a început emisia neîntreruptă pe satelit. Vrem să mulțumim Domnului în această seară și dumneavoastră, celor care ne sprijiniți, ne încurajați, sunteți alături de noi și sunteți într-un fel parte din lucrarea Alfa Omega TV. Spuneai de un impact larg, sigur că la prima vedere ne-am așteptat ca zona evanghelică să fie cei care principalul segment țintă al lucrării Alfa Omega, dar cred că tot mai mult oameni sinceri cu dorință după Dumnezeu ne urmăresc în diverse zone ortodoxe, catolice, evanghelice, de diverse feluri și culori. Noi așa am început ca lucrarea Alfa Omega, prin faptul că programe creștine au fost difuzate prin stații seculare. Comerciale obișnuite. Deci a fost o pregătire a terenului spiritual în România, prin cuvântul Domnului, presărat în case ale oamenilor de diverse confesiuni creștine, nu neapărat evanghelici. Și în continuare Alfa Omega este un instrument al Domnului pentru a transmite principiile împărăției în toate mediile creștine, confesionale din România. Cei care sunt în zona evanghelică sunt poate zidiți, sunt poate încurajați mai mult, dar foarte mulți află principiile împărăției prin Alfa Omega. Mi-aduc aminte de emisiunea Calea Adevărului și Viața, așa a pornit, ca o formă prin care adevărurile biblice de bază sunt restituite națiunii române, care se numește creștină, dar care a fost privată de adevărurile biblice sub comunism și a fost un mod în care Dumnezeu a restaurat niște valori în națiunea noastră, prin aceste emisiuni care au ajuns tot mai larg, tot mai răspândite în tot mai multe case. Și, într-adevăr, emisiunea Calea Adevărului și Viața este difuzată numai pe canalul Alfa Omega TV, dar în continuare pe 39 sau 40 de stații comerciale din România și din Republica Moldova. E o mare bucurie. Deja de 12, aproape 13 ani, această emisiune săptămânală este produsă. Nu avem în gând să spun acest lucru, dar dacă tot am provocat lumea să ne sprijine, aș da și o cifră. Ca să producem emisiunea Calea Adevărului și Viața, poate în direct, așa cum din când în când avem joi seara cu dumneavoastră. Sunt niște eforturi destul de mari, pentru că este echipă largă care este aici, sunt cheltuieli inerente transmisiei, producției, postproducției, după aceea aș putea și estima la o sumă, știu eu, 400-500 de euro, dacă mi este permis. Dar dacă câțiva dintre dumneavoastră aveți în minte acest gând, dacă îi sprijin lucrarea Alfa Omega TV, în ce anume, unde este locul în care eu pun această sămânță? Poate Domnul vă pune pe inimă să fiți parte din sprijinirea lucrării emisiunii Calea Adevărului și Viața, care bucură inima a sute, mii și poate milioane de români din diverse colțuri ale țării, de diverse confesiuni. Și de fapt această emisiune, Dăruiește Lumină, vă invită pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să fiți împreună parte cu noi. Domnul ne-a adus o corecție, folosea mai de mult, la începuturi, cuvântul partener, fi partener Alfa Omega. Dar Dumnezeu ne-a spus nu, acești oameni sunt parte din lucrarea mea, așa că vă
creăm ocazia, oportunitatea să fiți parte din această lucrare a Domnului pe care Dumnezeu o face în România și nu numai în România, până la marginile pământului pentru românii care locuiesc pretutindeni pe glob. Și în timp ce noi vorbim, de când în când colegii noștri pun pe ecran numele de telefon unde puteți obține o informație despre modul în care puteți să fiți parte din lucrarea Alfa Omega TV, fie să solicitați să vi se trimite prin poștă 1, 2, 3 sau mai multe mandate poștale pe care să le folosiți, cum domnul vă pune pe inimă, lunar, pentru o mică contribuție permanentă sau ocazional. Pe site-ul nostru găsiți și alte informații legate de contul bancar, dacă doriți să faceți o donație, sau prin modalitățile acestea obișnuite, clasice, gen apel telefonic prin RomTelecom sau SMS la un număr de telefon. Dar am vrea din nou să vă aducem aminte că aceste... Dacă luați aceste promisiuni pe care le-ați luat înaintea Domnului, nu sunt vis-a-vis de noi, de persoanele care suntem în Alfa Omega, ci sunt între dumneavoastră și Dumnezeu și ne-am bucurat și ne rugăm ca Dumnezeu să vă motiveze, să fiți perseverenți în această susținere, așa cum zi de zi avem nevoie de toate resursele să putem lucra mai departe, să putem continua cu această lucrare. Avem nevoie și de sprijin zi de zi din partea dumneavoastră. Vorbeam acum câteva minute despre audiență lărgită a canalului Alfa Omega TV dincolo de barierele evanghelice. Este o audiență în creștere în zonele catolice, ortodoxe, știu eu, nu neapărat... În comunitățile de români de pretutindeni. Și eu personal așa simt o foame, o curiozitate, o deschidere deosebită în inima românilor sinceri. Chiar nu are nicio importanță culoarea confesională, chiar dintre mesajele care au început să ne vină pe telefon, ne spune cineva din cult ortodox, menționat aici, nu-și dă numele, mă bucur pentru voi că mai există în țara asta, prin intermediul televiziunii voastre, cineva care promovează adevăratele valori creștine, vă urmăresc deja de multă vreme. Deși sunt ortodox, deși păcat va fi o scuză. E o soră Maria scumpă din Oradea. Îmi spune că sunt o bătrânică din Oradea și nu aș mai avea nevoie de televizor dacă n-ar fi Alfa Omega TV. Și atât cât pot, pun și eu o sămânță în Alfa Omega TV. Binecuvântați de Domnul, ne spune cineva cu numele de Livia Petruț și vă dorim călăuzire, inspirație și resurse. Mulțumim pentru încurajări. În continuare, telefoanele vă stau la dispoziție pe parcursul întregii seri. Avem o contribuție cu totul specială. Vorbeam de zona ortodoxă. E un frate scump, prieten al nostru, drag, din nordul țării, din Maramureș, fratele Victor Oțet, unul din liderii mișcării Oaste. Domnule, l-am avut în musafir la niște emisiuni Alfa Omega TV, l-am avut și în studioul nostru în urmă cu câteva zile. Câteva gânduri speciale despre lucrarea Alfa Omega TV și în special a fost surprins de impresia, feeling-ul pe care l-a avut pășind aici în clădirea studioului Alfa Omega. Merg mult în comunitățile Oastei Domnului, Maramureș, Sălaj, Cluj recent, județul Cluj, și sunt foarte plăcut, impresionat, să, mai ales în urma interviurilor pe care le-am avut la mine acasă cu fratele și cu sora Pețan și oameni pe care nu i-am văzut niciodată, fie ortodoxi, fie greco-catolici, rămân surprins și am o mare bucurie când vin și îmi spun, vă cunosc de la Alfa și Omega, v-am văzut la televizor. Și am așa o satisfacție că prin Alfa și Omega Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a făcut ca oamenii aceștia să audă cuvântul lui Dumnezeu, să audă mesajul împărăției lui Dumnezeu, frumusețea lucrurilor care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles, datorită și acestui impact al vremurilor noastre pe care mass media îl are. Am venit la dumneavoastră în studio pentru prima dată. Vă rog să mă credeți. Când am pășit în locul acesta, am simțit o prezență a Duhului Sfânt extraordinară, nemai întâlnită. O prezență a Duhului Sfânt pe care o simt uneori în intimitatea mea cu Dumnezeu. În special în locurile
retrase din munții noștri ai Maramureșului sau ai Sălajului. Și parcă Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a vorbit sufletul meu și a spus: locul acesta este ca o poartă a cerurilor, ca o ușă deschisă din cer prin care Dumnezeu vorbește. Și i-am spus fratelui Pețan imediat ceea ce am simțit, că locul acesta trebuie să fie o poartă a cerurilor, o poartă prin care Dumnezeu să se coboare pe pământ și de aici să vorbească țării noastre, României, oamenilor din țara noastră, să vorbească. Și de aceea mă rog lui Dumnezeu pentru dumneavoastră ca oamenii care sunt intervievați, care sunt trimiși aici, care vin aici, să se gândească la modul în care Dumnezeu prin ei, prin dumneavoastră, poate să facă o reală trezire în țara noastră. Deci, cred din tot sufletul meu că Dumnezeu vă folosește în țara noastră. Și nu aș spune acest lucru dacă nu ar fi adevărat, dacă n-aș fi întâlnit oameni care sunt oameni în vârstă, care mi-au spus în mod personal impactul pe care și bucuria din suflet, pentru că în primul rând mesajul Evangheliei transmis prin dumneavoastră aduce multă pace, vindecare, în urma vindecării aduce pace, aduce mângâiere, aduce liniște. Și cred că trebuie să continuați. Și mă rog lui Dumnezeu ca și cei din mediul nostru, greco-catolic, ortodox, să-și deschidă inima ca să vedem ce Dumnezeu vrea să facă și prin dumneavoastră. La aniversarea dumneavoastră de 7 ani de zile, de când dați emisiunile Alfa și Omega, doresc ca la aniversarea dumneavoastră, începând din anul acesta, prin dumneavoastră, mesajul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să fie tot mai clar, tot mai pe înțeles și să ajungă la inima și la sufletul fiecărui om din țara noastră. Și doresc ca prin dumneavoastră, într-o zi, să meargă milioane de oameni în fața lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru oamenii binecuvântați, minunați, care sunt folosiți astăzi prin Duhul Sfânt în emisiunile de la Alfa și Omega. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doresc ca Dumnezeu să vă facă parte de bucuriile pe care cei care vă ascultă, cei care vă privesc, le au. În unii în singurătatea lor, unii când nu știu pe ce căi să mai apuce, unii la răscruci în viața lor și nu știu ce să mai facă. Și prin dumneavoastră doresc ca și în continuare Dumnezeu să vorbească oamenilor din țara mea, din țara noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Da, a fost fratele Victor Oțet cu o contribuție cu totul specială la emisiunea noastră și ne bucurăm de deschidere deosebită care există pentru Cuvântul lui Dumnezeu în toate mediile creștine din România și cred că și în mintea noastră multe lucruri s-au schimbat și cred că și în mintea
inima și mintea echipei Alfa Omega legat de, de slujirea pe care o facem poporului român. Și dorința și inima noastră este ca Dumnezeu să vorbească prin Alfa Omega la milioane de români, cum ne rugăm noi de multe ori să fie accesibil în fiecare casă de român. Da, și faptul că domnul Dânsu spunea că vizitează anumite persoane, familii, merge în diverse comunități, oamenii îl recunosc pentru că l-au văzut la Alfa Omega, arată o zonă de impact, dar mi-aduc aminte de, alte momente când călătorim prin țară sau în situații în care oameni aparent din categorii la care nu te fi așteptați să se uite la Alfa Omega, să primim reacții de la astfel de persoane și constatăm că, așa cum spunea fratele, în singurătatea lor foarte mult se uită la Alfa Omega și cred că Dumnezeu îi atinge și le vorbește. Mai țin minte că a fost un moment în care ne rugam aici, ne-am rugat ca Dumnezeu să folosească Alfa Omega, să devină canal favorit în România și să aibă impact în viețile oamenilor, să fie prezent în fiecare casă de români. Și în continuare este rugăciunea noastră aceasta. Ne dorim acest lucru, nu neapărat ca să fim noi cineva, sau pentru că Dumnezeu ne pune acest lucru pe inimă să ne rugăm în felul acesta și pentru că suntem conștienți de bucuria mântuirii pe care am vrea să o experimenteze și să o guste și să o trăiască fiecare conațional al nostru. Pentru aceasta cred că Dumnezeu a creat Alfa Omega, pentru aceasta Dumnezeu cred că ne-a pus pe inimă să ne rugăm acest lucru, ca Alfa Omega să fie disponibilă pentru fiecare român, în fiecare casă de român, și El va lucra, Dumnezeu va lucra. Folosesc această ocazie să mulțumesc celor din nordul țării, din Maramureș, din Zalău. Sunt foarte mulți care ne urmăresc acolo, este o audiență importantă pentru Alfa Omega acolo și este și o zonă din care primim mult sprijin și mă rog ca binecuvântările Domnului să se reverse peste dumneavoastră și mi se spune din regie, chiar am primit câteva SMS-uri, din când în când pe ecran apare acel număr de telefon mobil care printr-un SMS e o contribuție în Alfa Omega. Da, și este relativ ușor să faci o donație în Alfa Omega printr-un SMS. Și oarecum vă spuneam pe parcursul emisiunii noastre că ne rugăm pentru acel număr care la un moment cred că Dumnezeu va împlini de 10.000 de susținători al lucrării Alfa Omega TV, care dacă să lunar sprijină Alfa Omega cu o sumă oarecare, Alfa Omega va putea să fie dependentă complet de Domnul prin intermediul lor. Oricum suntem dependenți complet de Domnul, dar noi ne facem partea să spunem acest lucru, că Dumnezeu vrea să ridice 10.000 de suporteri pentru Alfa Omega. Apoi, fiecare care aude va acționa așa cum Duhul Sfânt îl va călăuzi. Înainte de a da segmenta următoare, sora Dora Noane, care e pregătită de regie, vrea să mai spun ceva. Mi-am adus aminte, un prieten de-al nostru, un frate în Domnul, cu numele Beni, sunt foarte mulți credincioși cu numele de Beni, îmi spunea într-o zi, Tudore, dar eu credeam și mulți din cercul meu de prieteni credeam că americanii vă finanțează pe voi și când ne-a spus cum e, care este situația, că depindem tot mai mult de Dumnezeu și că suntem tot mai mult sprijiniți de români, de trupul lui Hristos din România, s-a mirat foarte mult și mulțumesc Domnule că și prin Alfa Omega cred că românii încep să înțeleagă altfel principiul acesta al semănării în Împărăția lui Dumnezeu, modalitatea de a, ca, dincolo de zeceala care, bineînțeles, merge la biserică, să pună sămânța credinței, să sprijine prin dărnicia lor, printr-o decizie specială, personală, conștientă, lucrări care sunt parte din extinderea Împărăției lui Dumnezeu în România. O contribuție? Un fermier, să zic, când se pregătește să-și își pregătește recolta viitoare, se uită la un teren dacă este bun ca să-și pună sămânța acolo. Așa că vă încurajez pe fiecare. Evaluați dacă Alfa Omega este în teren bun ca să puneți o sămânță credinței în Alfa Omega. Această evaluare a făcut-o și o sora noastră, Dora Noane, împreună cu câteva credincioase dintr-un sat din județul Bihor, o altă zonă unde audiența noastră este foarte largă. Probabil județul cu cea mai mare audiență pentru Alfa Omega TV, pentru că este recepționat în toate orașele și satele și comunele din județ. Dora Noane, cu o contribuție inedită la această emisiune. Am început un fel de parteneriat în rugăciune, Biserica din Idișelul de Jos cu Alfa Omega, pentru Alfa Omega, pentru lucrarea Alfa Omega. Și în timp ce ne rugăm pentru lucrarea aceasta, de multe ori Domnul mi-a transmis câteva gânduri pe care să
le împărtășesc, să le spun, atenționări. Știu că fratele Tudor și sora Mirela cer rugăciune, cer sprijin și fac apel la frații, la persoanele care ascultă, să îi poarte în rugăciune. Bătălia știu că este mare, știu că sunt multe atacuri, Domnul, de multe ori și mie personal mi-a revelat și le-am transmis mai departe și atenționările pe care le primim în timp ce ne rugăm și revelațiile pe care le primim, le primim ca să le dăm mai departe și să stăm, să ne punem în spărtură pentru ei, pentru că personal sunt foarte impresionată și vorbesc de multe ori cu frații din biserică, cu surorile și cu soțul meu în familie. Este cea mai... Am ajuns la concluzia că lucrarea Alfa Omega este cea mai mare lucrare de misiune din România. Ajunge în fiecare casă, ajunge în fiecare fiecare familie care are un televizor, poate să asculte Evanghelia și mesajul Domnului, mesajul mântuirii, vestea bună, ajunge în fiecare casă. 24 de ore din 24. Vă împărtășesc o experiență. În urma unui apel, am dat răspuns. Se făcea apel pentru... vroiau ei să facă ceva acolo, nu știu, să se mute sau să pună etajul următor la punct. Și vorbea fratele Pețan despre un om din Moldova care avea tractor. Cât era reparat tractorul, n-avea de lucru, când avea de lucru era stricat tractorul și omul hotărât în urma apelurilor făcute la televizor să participe, să trimită zeciuiala la Alfa Omega sau ceva de genul acesta. Mie îmi venea ultimul șomaj și am zis, asta ar fi bună și pentru mine. Noi practicam zeciuiala, avem experiența zeciuielii și a dărniciei și știm în domeniul ăsta... Nu prea avem probleme, dar am zis, hai să facem și noi lucrul acesta, fiindcă e lucrare de misiune. Și am zis, Doamne, îmi vine ultimul șomaj, îl trimit la Alfa Omega, vorbesc cu soțul, dacă soțul e de acord, vorbim și cu biserica. Și am trimis o sumă oarecare acolo. Ce important și vreau să împărtășesc este că peste o săptămână, Domnul mi-a dat de 12 ori mai mult. Deci Domnul a fost atât de credincios și atât de generos. Eu n-am dat ca să primesc, dar Domnul mi-a arătat credincioșia Lui, mi-a arătat, am văzut slava Domnului și n-au fost puțini bani. N-au fost puțini, pentru că eu am înțeles că trebuie să pun sămânța și când investești în misiune și această lucrare e o lucrare de misiune, e extraordinar, extraordinar. Și îndemn, dacă puteți să primiți un îndemn de la mine, sprijiniți Alfa Omega și mai ales rugăciunea pentru protecția personalului este foarte importantă. Pentru că acești oameni, ca și noi, dacă noi suntem atacați în fel și chip, ei sunt în prima linie, sunt în prima linie, acolo e cel mai greu. Aș vrea să ne rugăm pentru ca mesajele care se transmit să fie curate, să fie protecția Domnului, să nu intervină niciun fel de erezie, niciun fel de ceva ce ar putea să deraieze, să otrăvească apa. Da, mulțumim Domnului pentru surori și frați ca sora None care ne sprijină rugăciunea și au înțeles această bătălie în care suntem angrenați, această bătălie de prima linie, dar doar de multe ori ne-a sunat, a trimis un e-mail, ne-a spus ce a primit de la Domnul și ne simțim așa în siguranță. Știm că Domnul la timpul potrivit, în momente cheie, își ridică oamenii a rugăciunii care să ne sprijine și această experiență nu este unică, am primit mai multe mesaje. O altă soare, cu numele de Delia, tot din nordul țării, are experiențe similare. Ne-a transmis, în momentul în care, sprijinind lucrarea Alfa Omega, Dumnezeu a binecuvântat-o în mod abundent și evident și în două sau trei rânduri, fără nicio posibilitate de coincidență. Și nu neapărat că vrem să vă provocăm mod suplimentar, dar Dumnezeu are principiile Lui și am primit așa o credințare în duhurile noastre că cu cât lucrarea Alfa Omega se extinde și costurile noastre aferente cresc, cu atât mai mult Dumnezeu își arată slava motivând inimi, persoane
ca să fie parte din această lucrare. Ești parte din lucrare nu numai dacă lucrezi efectiv în montarea unui program sau în predicarea cuvântului sau apărțiu la o discuție aici, ci și sprijinind în rugăciune acea lucrare sau fiind parte financiară. Sunt aceste principii ale împărăției și, practic, România este, să zic, are renumele, să zic, de țară săracă, dar este o țară bogată. Dumnezeu a creat o țară bogată. România nu este o țară săracă, dar este un blestem al sărăciei care este peste România. Și ceea ce constatăm în ultima vreme, prin aceste lucrări ale Domnului, prin faptul că oamenii încep să fie eliberați de această mentalitate a sărăciei și încep să practice principiile biblice ale semănatului, ale dărniciei, ei încep să intre în binecuvântări. Deci dacă nu, Dumnezeu nu poate să binecuvinteze acolo unde oamenii au încă aceste mentalități ale sărăciei peste ei și nu deschid ușa binecuvântărilor lui Dumnezeu într-un mod abundant. Deci acest lucru se întâmplă în România. Deci dincolo de binecuvântarea lucrării Alfa Omega, cred că este o binecuvântare majoră care vine peste trupul lui Hristos din România, care începe să înțeleagă și începe să practice principiile biblice legate de semănat și de secerat. Oarecum prin Alfa Omega Dumnezeu provoacă, dar dincolo de aceasta cred că e o lucrare amare a Domnului pe care deja o vedem, o declanșează România și care va avea nevoie de tot mai mult sprijin financiar și cred că trupul Domnului învață niște lecții și niște principii biblice în această vreme. Și nu, Alfa Omega este un experiment spiritual al Domnului și este un catalizator pentru că în acest mod oameni din diverse confesiuni creștine sunt parte la lucrarea Domnului din țara noastră. În momentul următor o să o cunoaștem foarte scurt pe Roxy. Ea este în camera vecină. Spectatorii noștri știu că în timpul emisiunilor în direct, cum este această emisiune, e un grup de surori și frați care se roagă și mijlocesc în Duhul pentru derularea emisiunii. De o bună bucată de timp, Roxy este parte din echipa de mijlocire alături de noi. O să o cunoașteți în minutele următoare. Până atunci însă vă reamintesc că emisiunea aceasta este în direct. Aveți telefoane în permanență pe ecran la care puteți să obțineți informații despre modul în care puteți să sprijiniți lucrarea Alfa Omega TV. Colegile mele vă o să vă ia eventual adresa poștală, să vă trimite niște mandate sau o să vă dea informații despre modul în care puteți, prin diverse forme, să sprijiniți lucrarea Alfa Omega TV. Cel mai simplu este să apelați un număr de telefon, de Rom Telecom sau să dați un SMS la un număr care vă este afișat pe ecran. În minutele următoare, Roxy cu o mărturie specială. Ruxanda a ales să-și pună tinerețea la dispoziția lui Dumnezeu. Călătoria ei împreună cu Domnul a început în urmă cu 4 ani. Imediat ce am decis să merg la o biserică, am avut într-o săptămână nașterea din nou. A fost un moment în care am știut sigur că s-a schimbat în viață, s-a schimbat, trecutul meu a rămas în urmă și mă așteaptă o nouă viață. După 2-3 săptămâni am fost la o întâlnire de casă și am primit o provocare dacă ar spune Domnul acum să-L urmez în apa botezului, ce aș spune? Și am spus da. A fost ceva neplanificat și în 10 minute a venit un pastor și am făcut botezul în vană. Am căutat în primul rând cum să vorbesc cu Dumnezeu și asta a fost motivul pentru care am ajuns să fiu într-un grup de rugăciune alături de alți mijlocitori. Și cam de la început am ales să merg cu credincioșie în această lucrare. Mai târziu am aflat că era chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea. Despre Alfa Omega am auzit în cadrul bisericii, pentru că biserica noastră susține lucrarea Alfa Omega prin rugăciune. Am fost chemată la mijlocire, la Alfa Omega și am privit-o ca o onoare care mi-a oferit Dumnezeu de a face parte la lucrarea Lui. Îi mulțumesc Domnului pentru o lucrare atât de dinamică, pentru mila și îndurarea Lui care o revarsă față de România și de multe ori am perceput emisiunile Alfa Omega ca și mâna lui Dumnezeu care oferă hrană și ca o mângâiere pentru mulți, ca o încurajare, ca o susținere. Într-o zi, Domnul i-a vorbit în mod specific să pună o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega. La o întâlnire de rugăciune, joia seara, la sfârșitul unei emisiuni în direct, aveam niște semințe de flori în buzunar și mi-au căzut pe scaun și am înțeles că acesta este locul în care trebuie să pun sămânța. Și
asta m-a determinat să susțin financiar Alfa Omega și vreau să fiu credincioasă. Ca și confirmare că Dumnezeu mi-a vorbit, a fost că la scurt timp, o soră care nu știa despre acest lucru a venit și mi-a spus că am făcut o alegere bună, să investesc într-o lucrare dinamică, atât timpul meu cât și resursele mele. Doresc canalului Alfa Omega rodire și extindere, să fie în fiecare casă de români și chiar mai departe, în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Da, a fost sora noastră Roxy, care împreună cu surorile de la Mijlocire, poate să le prezentăm într-o emisiune viitoare. Au fost câteva dintre ele pe ecran în alte emisiuni. Le mulțumim Domnului, pentru ele. Dacă ne auziți, cu siguranță ne auziți, pentru că urmăriți această emisiune în camera vecină. Spuneam și cu alte ocazii și de la începutul, din 94, lucrarea Alfa Omega a fost născută în rugăciune, a fost purtată în rugăciune. Dimensiunea rugăciunii este crucială, vitală pentru noi. Revelația profetică a jalonat și a punctat în momente cheie lucrarea Alfa Omega TV. Credem în darul spiritual, credem în modul în care Dumnezeu vorbește astăzi. Pe parcursul acestei lucrări aproape continuu, deci la fiecare decizie, la fiecare etapă, au fost decizii luate în urma călăuzirii Domnului. Mulțumim pentru Roxy și pentru persoane ca ele, la care Domnul a vorbit într-un fel sau într-altul, să pună o sămânță a credinței într-o lucrare, așa cum ei a vorbit prin acele semințe care s-au răsturnat. Poate că Domnul vorbește unora chiar astăzi prin această emisiune, ca să devină, să fie parte de aici încolo, din lucrarea Alfa Omega TV. Vă spuneam, emisiunea aceasta fiind în direct, puteți, dacă aveți întrebări, gânduri, puteți să dați un telefon la colegele noastre care vă răspund și să obțineți informații despre modul în care puteți să ne sprijiniți, iar dacă sunteți din străinătate și sau aveți alte posibilități, pe site-ul nostru alfaomega.tv/partener găsiți modalități în care puteți să fiți parte din lucrarea Alfa Omega TV. Este un material pe care vrem să-l vizionăm în continuare. Da. Sunt diverse zone, categorii. Roxy este o tânără absolventă de politehnică, lucrează într-o întreprindere de frunte din zona de vest a României. Fratele Victor Oțet slujește în nordul țării și în comunități de oameni de vârstă a doua și a treia, Alfa Omega are impact deosebit. Iată, am ales o secvență, un model, o familie, familia lui Lenu, a unei surori care chiar ne ajută din când în când, vine să ne sprijine rugăciune la emisiune în direct. O familie care pentru care Alfa Omega TV înseamnă foarte mult. Experimentat dragostea care alungă orice frică atunci când l-a cunoscut pe Dumnezeu. Am crescut într-o familie de credincioși ortodoxi și am avut un atașament, o dragoste, o căutare pentru Dumnezeu dintotdeauna. Dar undeva în jurul vârstei de 17 ani m-a chemat o colegă într-o biserică penticostală, unde am descoperit un alt fel de Dumnezeu decât eram obișnuită să cunosc până atunci. Un Dumnezeu care mă iubește, care mă iartă, care mă acceptă așa cum sunt. Lucruri care înainte nu îl cunoșteam. Înainte mai mult mă temeam de un Dumnezeu care avea un iad și o pediapsă pentru mine. Din acel moment, viața ei s-a schimbat radical. Lenu a devenit tot mai pasionată după Dumnezeu. Pot să spun că în ultimii ani, prin toate aceste mijloace, media, prin modul care Dumnezeu mi-a vorbit, simt că am ajuns la un alt nivel de credință, la un alt nivel de receptare a mesajului Dumnezeu în viața mea. În toți acești ani, casa ei a devenit un loc în care întreaga familie studiază și descoperă tot mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Dimineața, după ce copiii pleacă la școală, ăla este un timp care mi-l fac cadou. În sensul că îmi iau Biblia, caietul de notițe și urmăresc activ programele de creștere spirituală. Însă Alfa Omega este o televiziune pentru întreaga familie. Și ne face o plăcere deosebită să urmărim concerte, documentare, emisiuni de tineret, filme care să nu îți dea emoții și să nu surprinzi pe ecran imagini potrivite și lucruri care la alte
televiziuni se pot întâmpla. Cu siguranță este un timp de calitate în fața televizorului și pur și simplu respiri sănătate spirituală și sufletească și în același timp și hrană spirituală și divertisment. Fiecare familie ar trebui să se uite la Alfa Omega TV. Pentru Lenu, Alfa Omega este una dintre sursele ei de creștere spirituală. Pentru mine, fiecare întâlnire cu Alfa Omega este o incursiune în lumea reală și plină de puterea lui Dumnezeu. De multe ori, atunci când urmăresc emisiunile mele preferate, devoționale, predici, studii biblice, conferințe, experimentez în mod deosebit prezența lui Dumnezeu în viața mea și simt cum efectiv Duhul Sfânt coboară peste mine și mă încurajează, mă întărește, îmi transmite mesaje din partea lui Dumnezeu specifice și chiar profetice. Astfel încât eu nu mai sunt o telespectatoare, o privitoare pasivă care privește confortabil o emisiune și atât. Eu sunt o participantă la ceea ce se întâmplă. Mă simt implicată și integrată, dacă vreți, în ceea ce se întâmplă în fața mea prin intermediul ecranului. Astăzi, Lenu este una dintre voluntarii lucrării Alfa Omega. Am răspuns da chemării de a fi voluntar la Alfa Omega, pentru că am simțit o unitate spirituală deosebită între lucrurile pe care mi le descoperea Dumnezeu mie în timpul meu de părtășie și între lucrurile care peste săptămână, ascultând emisiunile Alfa Omega, mi se confirmau. Vorbeam cu telespectatorii la telefon, pentru că asta era slujba mea, să preiau cereri de rugăciune și îmi aminteam de mine în perioada când stăteam acasă și urmăream. Mi-am dat seama că dimensiunile acestei lucrări sunt imense și că oameni din toate denominațiunile sună și îl caută pe Dumnezeu. Indiferent că au sau nu o urgență sau o boală, există o sete și o nevoie de slujire în domeniul rugăciunii în poporul român, sete pe care cred cu convingere că prin acest program de rugăciune, de follow-up, cum este numit, Dumnezeu va putea sluji și va putea ridica la o altă dimensiune. Eu am ales să fiu parte din lucrarea Alfa Omega TV. Fii și tu partener Alfa Omega TV. Lenu este alături de noi în seriile când avem emisiuni direct și ne ajută la preluarea mesajelor de rugăciune, așa, dar multe dintre dumneavoastră care ne sunați în acele momente, auziți vocea ei care preia cererea dumneavoastră, indiferent din colțul țării sau din ce denumeație veniți și e forma prin care ea este parte din lucrarea Alfa Omega TV și ne rugăm ca Domnul să pună pe inimă multora să fie parte într-un fel sau într-altul din ceea ce Dumnezeu face prin Alfa Omega. Spunea Lenu ceva interesant, așa că simte prezența Domnului coborând peste ea în momentul când ascultă, când vizionează anumite emisiuni și vreau să spun aici ce Domnul ne-a arătat în ultima vreme și ne-a spus că ungerea Lui va crește peste canalul Alfa Omega tot mai mult și oarecum prin mărturiile pe care le primim se confirmă acest lucru. Chiar dacă programele poate sunt mai vechi, înregistrate în anii trecuți, ungerea Domnului crește tot mai mult peste ceea ce se întâmplă în Alfa Omega și prin Alfa Omega. Și făcând legătura și cu ce spunea fratele Victor Oțet, că a simțit că este efectiv o poartă a cerului deschisă peste acest loc, a fost din nou o confirmare, pentru că asta ne-a spus Domnul. Dumnezeu va face din Alfa Omega un loc prin care ungerea Lui va fi transmisă și se va revărsa peste toată țara. Și ne bucură acest lucru, ne și responsabilizează, ne crește poate să, gradul de responsabilitate, dar oarecum și de, să zic, frică sfântă de Domnul. Într-adevăr, chiar și în acest studio, în această parte a studioului, a fost multe rugăciuni făcute, toți invitații noștri înainte, după terminarea emisiunilor în direct, cu diverse ocazii s-au rugat și
aproape toți au avut același gând și aceeași înțelegere spirituală, că este un loc în care prezența Domnului este puternică, o prezență permanentă a Duhului Sfânt, și noi ne rugăm ca această prezență, această ungere, nu știm cum funcționează cu mintea omenească, dar să se răsfrângă prin toate programele noastre, pe calea undelor, și să atingă inimile românilor. Și tot mai mult această ungere să crească. Să crească. Da. Și mă întreba chiar Sorin, când mi-a luat interviul acela pe care l-am urât în deschiderea acestei emisiuni, prin ce se caracterizează Alfa Omega, să-i dau câteva cuvinte cheie, nu știu dacă va include în montajul final aceste lucruri, și i-am spus, favoarea Domnului a fost peste și este peste Alfa Omega, și ungerea peste ceea ce înseamnă Alfa Omega, indiferent că e vorba de program, de emisiune, de internet, și sunt două dimensiuni la care ținem foarte mult. Mulțumesc Domnului și pentru cei care și minutele acestea găsesc cu care să ne sprijine financiar. Am primit și câteva e-mail-uri și câteva apeluri telefonice. E un frate, Nelu Hațegan, din zona noastră, care s-a decis, vrea să contribuie la costurile lucrării Alfa Omega TV. Dumnezeu să-l binecuvânteze, însă zice vrea să vină la sediul nostru și să se ducă direct la cutia roșie pe care am prezentat-o în emisiunea noastră. Cineva cu numele de Constantin din județul Neamț. Deci urmărim încă de la începuturi Alfa Omega, ne rugăm pentru Alfa Omega și ori de câte ori avem posibilitatea, o sprijinim financiar. Primim saluturi și de la sora Marița din Maramureș, care salutăm cu bucurie și pe toți cei din Maramureș. În urmă cu 7 ani, la prima noastră aniversare, a fost alături de noi la momentul celebrativ. Poate o să avem ocazia să o vizităm din nou sau să o invităm din nou în continuare. Mai avem mai multe materiale, colegii noștri s-au pregătit destul de mult, dar timpul trece și încercăm să ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Un grupaj de contribuții legat de modul în care MUNE am înțeles să sprijine și lucrarea Alfa Omega TV. Biserica, în general, poporul lui Dumnezeu, este învățat că Domnul, dacă vrea, dă. Dar Domnul spune, El s-a făcut sărac ca să mă îmbogățească pe mine. Și Domnul spune, cu ce măsură măsor, cu aceea mi se va măsura. Acum, noi suntem învățați cu Alfa Omega, cu emisiunile care le aveți voi, dar am vrea altele și mai, și mai, și mai, și mai, dar pentru asta, vezi, am început cu parterul, apoi am mai dat Dumnezeu pentru etajul 1, acum se termină 2-ul, urmează 3-ul, și dacă noi fiecare nu suntem o binecuvântare pentru Alfa Omega, atunci n-avem de ce să așteptăm să fie cineva pentru noi binecuvântare. Este cuvântul lui Dumnezeu scris, sunteți blestemați în întregime, tot poporul câtă vreme căutați să mă înșelați. Alfa Omega nu este a lui Tudor Pețan și nu este a voastră, este a noastră. Și noi trebuie, așa cum ne întreținem curtea, așa cum semănăm în grădină, așa trebuie să investim în Alfa Omega. E un bun, o binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și rămâne ca noi să fim buni spravnici. Dar nu se poate, eu nu pot concepe că Alfa Omega să treacă prin crize când Dumnezeu are atâția copii binecuvântați. De aceea îi îndemn pe toți aceia care văd și care privesc la Alfa Omega că au și obligații, nu numai drepturi. Deci mai întâi de toate obligații trebuie să seamănă întâi și apoi voi se cera. Eu știu că ce înseamnă munca de televiziune, de redactor, de a conduce, de a face bani, și Tatăl nostru este bogat și să ne arată bogăția Lui prin oamenii care se uită, să-și înmoaie inimile oamenilor, să dăruiască, că nu dăruiesc din buzunarul lor, ci din buzunarul Tatălui nostru Ceresc, cel bogat, care vă va da înapoi, vă va umple buzunarele dumneavoastră, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Doresc din toată inima mea. Deci Dumnezeu m-a binecuvântat din punct de vedere financiar și vreau și să ajut și cât Dumnezeu îmi va permite, eu voi ajuta postul Alfa Omega cât va funcționa. Sper că Dumnezeu, pe toți cei care ajută postul Alfa Omega, să-i binecuvinteze din punct de vedere financiar. Pentru că Dumnezeu are și dă cu mare plăcere tuturor care îl slujesc. Le mulțumesc celor care chiar în această seară, urmând această emisiune în direct la Alfa Omega TV, au
înțeles lucruri noi despre modul în care Dumnezeu lucrează prin Alpha Omega TV și despre modul în care ne raportăm la El și despre modul în care El vrea ca dumneavoastră să vă raportați la această lucrare și cred că Dumnezeu va face ceva cu totul special. V-am prezentat la începutul lucrării canalul Alpha Omega TV, ce este în spatele canalului, v-am făcut de cunoscut lucruri care ne confruntăm, lucruri din istoria noastră, ați cunoscut și câțiva dintre cei care sunt implicați direct în lucrarea Alpha Omega TV. Aici aș vrea să intervin, dar n-aș vrea să încheiem această seară înainte de a mulțumi Domnului pentru toți cei care au fost parte din Alpha Omega de-a lungul timpului, începând de la înființare. Au fost mulți care au trecut prin Alpha Omega, mulți care au crescut, care au slujit Domnului pentru un sezon mai lung sau mai scurt. Și aș vrea să mulțumim Domnului pentru credincioșia fiecăruia care a fost parte din Alpha Omega pentru o perioadă de timp. Nu o să putem niciodată poate să-i amintim pe toți într-o astfel de emisiune, dar fiind un moment de celebrare, de un moment aniversar, mulțumim Domnului și vă mulțumim tuturor celor care ați fost parte din Alpha Omega de-a lungul istoriei. Care ați fost implicați într-un fel sau într-altul din 94 până acum, fie în rugăciune, fie ați fost angajați pentru o vreme sau colaboratori sau parte la anumite emisiuni sau proiecte. Sunt destul de mulți. Pe unii Dumnezeu i-a dus în o vreme în Alpha Omega pentru protecția lor, pentru creșterea lor spirituală, pentru ca să deschidă o ușă. Pe alții a dus ca să sprijine lucrarea Alpha Omega în momente grele. Da. Așa, cred că Dumnezeu ne-a păstrat în bune relații chiar cu cei care au trecut temporar prin Alpha Omega, ocazional, sau care au stat mai mulți ani de zile și de multe ori, chiar dacă uneori plecând, anumiți oameni am avut o amărăciune în inimă, dar Dumnezeu de câte ori mi-a spus că orice investiție în orice om, în orice persoană, pe care El o face prin Alpha Omega, nu, este spre extinderea și spre binele extinderea împărăției. Ok. Sunt câteva urări pe care ne-au fost făcute nouă ca lucrare de câțiva dintre prietenii noștri pe care am întâlnit în ultimele săptămâni, pe care dorim să le urmărim acum când ne apropiem către finalul emisiunii. Și cred că lucrarea asta care o faceți dumneavoastră este la fel ca și lucrarea care o fac ceilalți care se roagă pentru alții. Pentru că toți lucrăm pentru același Dumnezeu. Și facem voia Lui slăvit să fie Domnul și binecuvânt. Și Domnul, aș vrea ca Domnul să vă ajute să mergeți înainte. Știu că sărbătoriți un anumit număr de ani și este mare lucru pentru că Dumnezeu v-a sprijinit și v-a ajutat până acum, v-a sprijinit și înainte, pentru că nu facem voia unui om, deci dumneavoastră nici noi facem voia Lui Dumnezeu. Cu ocazia împlinirii a 7 ani de transmisie pe satelit Apostolului Alpha și Omega, vă doresc mulți ani de slujire în Domnul, de a prezenta împărăția lui Dumnezeu și mă bucur că la noi în țară sunt emisiuni, sunt televiziuni care răspândesc împărăția lui într-o societate care are nevoie ca de aer de așa ceva. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea har și călăuzire în tot ceea ce faceți. Eu vă doresc ca Domnul să vă binecuvânteze în continuare, să vă ajute să duceți lucrarea lui până la capăt și știu că Domnul vă va ajuta. Și spun pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, este important ca să contribuim, știu, cât mai mulți și din cei care se uită și am văzut că punând o sămânță, făcând o nici n-aș putea să-i spun chiar efort, de fapt totul se vine spre noi din nou și binecuvântat să fie Domnul, că sunt frași, cred că Domnul va scoate tot mai mulți cu inimă bună care să ajută să meargă lucrarea mai departe. Folosesc calea aceasta să chem binecuvântarea Domnului peste toți slujitorii de la postul acesta de televiziune. Doresc ca Domnul să îi binecuvinteze și să le dea înțelepciunii ca să facă selectarea materialelor, pregătirea lor, așa încât să aibă un cât mai mare impact. De asemenea, pentru că este un post în care omul este afișat și sunt mereu persoane afișate, doresc ca toți acești slujitori să aibă puterea să înalțe pe Domnul și slava Domnului mai mult decât tot ceea ce este omenesc și Dumnezeu, lucrarea Lui, lucrarea Duhului Sfânt, jertfa Domnului Iisus Hristos să poată fi pe canalul acesta mult promovată și înțeleasă. Domnul să fie slăvit pentru modul acesta în care a ales și a deschis calea aceasta de promovare a Evangheliei în România. Cred că nu greșesc în multe situații să urez și răbdare și îndelunga răbdare.
Pentru că mai sunt cazuri uneori, trebuie să se deplaseze undeva, trebuie să meargă, nu mai este, se respectă ceasurile, timpul. Și atunci să le urez multă binecuvântare, să le urez multă sănătate și răbdare și îndelungă răbdare. Ceea ce le urez eu din toată inima este ca cei ce lucrează aici și sunt o binecuvântare prin ceea ce fac pentru România și pentru alte părți, Dumnezeu să lucreze la cauza fiecăruia. Amin? În special, mă rog pentru cei căsătoriți de la Alfa și Omega, familiilor să fie binecuvântate special. Și mă rog pentru cei necăsătoriți de la Alfa și Omega să le dea Dumnezeu un viitor și o nădejde, așa cum scrie un cuvânt în Scriptură. Eu știu gândurile care le-am cu privire la voi. Gânduri de pace, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Adică mă rog și pentru cei tineri și mă rog special pentru directorul acestui post de televiziune. Mă rog pentru ei și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Le urez multe binecuvinteze. Și acest post de televiziune să meargă fără probleme până când va veni Domnul Iisus Hristos. Am primit cu bucurie aceste urări pe care le-am luat așa ca de la Domnul, le-am primit și noi ca persoane și ca lucrare Alfa Omega, ca și cei patru cameramani care sunt necăsătoriți au primit și ei încurajarea prin fratele Nuțu Caba. Și am primit și încurajarea ca Domnul ne va ține până va veni Domnul, ca lucrare Alfa Omega. În fond, cu această, așa a fost aranjamentul pe care colegele noastre care au montat aceste module le-au făcut. Nu cred că au fost conștiente oarecum această ultimă programare profetică ne aduc către finalul emisiunii pe care vrem să-l avem în această notă de revelație profetică vis-a-vis de lucrarea Alfa Omega TV. Nu știu exact cum să introducem acest ultim modul. Până atunci vă reamintesc că emisiunea aceasta e către sfârșit, dar este încă în direct. Sunt câteva telefoane la care mai puteți să ne sunați, puteți să ne încurajați, puteți să obțineți informații de la colegile noastre privind modul în care ați putea să fiți parte din lucrarea Alfa Omega pe viitor. Am încercat de la început, la sfârșit, să vă facem să înțelegeți ce înseamnă a fi parte dintr-o lucrare pe care Dumnezeu o face în România, așa cum este și lucrarea Alfa Omega TV. Mirona, ne pregătim să introducem ultimul modul al emisiunii noastre, un moment pe care l-am înregistrat în urmă cu vreo 2-3 săptămâni. Da, mi-aduc aminte ziua, că a fost în luna mai 2013, deci acum aproape lună. Domnul a trimis un musafir surpriză, deci efectiv un om dar al lui Dumnezeu cu ungere profetică foarte puternică și l-am văzut pentru prima dată în ziua respectivă. După o discuție de jumate de oră, a acceptat să dea un mic interviu și a avut o rugăciune, o proclamare pentru Alfa Omega. În fond, nu s-a rugat la modul sec general, ci sunt lucruri pe care el le-a primit în Duhul lui de la Dumnezeu vis-a-vis de Alfa Omega. O să urmăriți și acest interviu, dar și o să-l mai vedeți poate pe canalul Alfa Omega, a avut câteva contribuții care localizează oarecum momentul timingul, spiritual. Momentul spiritual și a fost o confirmare puternică pentru noi. Am primit înainte de a vizita lui aici în studio Alfa Omega TV un telefon de la un prieten, un slujitor din satul mare. Mi-a spus: Tudor, trebuie să-l ai ca musafir, Dumnezeu l-a trimis în România cu un mesaj clar de la dânsul, de la Domnul. Ne-a slujit aici o zi întreagă în satul mare și cuvintele profeției care le-a avut pentru diversi lucrători, pentru diverse situații au fost da și amin și e nu cineva cu dar profetic, dar este cu slujba de profet și Dumnezeu ne-a convins. Și este de la capătul pământului. Și a venit de la capătul pământului din Australia, din Noua Zeelandă. Și am decis să selectăm și 7 minute dintr-o înregistrare mai multă care am avut-o cu el. Cum spuneai, o să urmărim. Vreau să spun acum celor care vor fi curioși, în emisiunea Puterea Rugăciunii este inserat toată această înregistrare pe care de fapt ai avut-o tu și se va putea urmări chiar în sâmbătă aceasta. În sâmbătă aceasta. Această emisiune. Să rămână acest interviu și oarecum este și pentru noi și o confirmare, pentru că Dumnezeu ne-a vorbit încă de la
început, în vremuri în care nu înțelegeam exact toate lucrurile și toată amploarea pe care Dumnezeu va da lucrarea Alfa Omega TV, chiar când a pus nume, când Domnul numele lucrarea Alfa Omega prin noi, acest Alfa Omega are o conotație care ne îndeamnă către ultima, ne îndrumă către ultima carte a Scripturii, către Apocalipsa. Cea de-a doua venire a Domnului, către Apocalipsa, Alfa Omega, toată lumea asociază cu Domnul Iisus Hristos și este într-un context care vorbește despre cea de-a doua venire a Lui și tot mai mult în ultima vreme Dumnezeu ne vorbește despre Alfa Omega ca o trâmbiță care anunță cea de-a doua venire a Domnului, care pregătește trupul lui Hristos pentru venirea Lui, care informează, dar nu mai informează, ci și provoacă și echipează și face ca mireasa Domnului să fie gata și pregătită pentru și ne asumăm această chemare și Dumnezeu din când în când ne confirmă cu putere acest lucru. Nu știm ce ne rezervă viitorul, știm câteva puncte pe care Dumnezeu ne le-a jalonat în viitor, dar suntem bucuroși că suntem parte din această primă linie pe care Dumnezeu are în bătălia Lui și în, pentru câștigarea României și pentru pregătirea trupului Hristos pentru a se întâlni cu mirele. Secvență, selecțiune dintr-un interviu pe care l-am avut în urmă cu două săptămâni și ceva aici în studio Alfa Omega TV cu un sol al domnului slujitorului Brian Hay. Let me end by saying something that happened just a few weeks ago. A young pastor was driving down the road. This is true. This is not a story. This has actually happened. A young pastor was driving down the road, down the motorway. He saw an old man at dusk at the end of the close of the day standing on the sidewalk. And the old man beckoned him to stop and ask for a lift. The young pastor pulled over to the side of the road. He pushed open the door and the old man got in. And as he began to drive away, the old man said to him, did you hear what happened in heaven last night? And the young man looked at him and said, what happened in heaven last night? What do you mean? And the old man just proceeded to talk. He said, Father God stood up from his throne and said, it is enough. Judgment for mankind has come, and the day is at hand. He called to an angel to his right, and he said, take the trumpet to your mouth and blow, because the end has happened, and the end has come. I will not allow this to go on any further. The old man continued, as the young man pulled over his car to hear what he had to say. The old man continued, he said, at that moment, the Son stood up from his throne, and he threw himself before the throne of the Father, Jehovah, and he rolled back his sleeves, and he said, Father, Father, look, look, look at the wounds in my hand. Let my death not be in vain. And he said, there are many more that can yet come in. We need to reach them. Just give us time. And the Father stepped back. And the Son stood up to his feet, and he pointed to the angels. He said, go now, go now. There is no time left. Go with urgency. The time is very short. We have but a moment of time that is left. Go to the ends of the earth and warn the people. And at that, the angels began to move. And he said to the angel that had the trumpet in his hand, stand down for a moment. Just give us a little more time. And he said, by this time, the young pastor was sitting in the car, hands over his head, weeping, weeping with incredible deep grief. And he opened his eyes as he spoke the words and he said, sir, how do you know what happened in heaven last night? The old man said, young man, I was one of the angels. I heard it and disappeared. Just 3 weeks ago, this actually happened. We have very little time. I believe this station is a trumpet. And I believe the Spirit of the Lord is raising people, the least of people, to begin to speak to the nations right now because of the lack of time, the shortness of the time, and the absolute urgency of the hour. And I believe God is going to use you to do that. Amen. Amen. Thank you, Brother Brian, for this encouragement. It was an unexpected program. Thank you for, I think God sent you here for viewers, not only to encourage us, but also to be a challenge for our viewers because the time is short. If it's not too much for you, maybe you can close with a short prayer. You can bless our people, or yes, maybe to what
if you agree with me, I don't ask you before, maybe to release the spirit of prophecy or, yes, I don't know, mm-hmm, what God is leading you to pray for, sure, our nation. Sure. Heavenly Father, we come to you in the precious name of Jesus, our Lord and Savior. And I ask, just as a simple servant, that, Lord, your anointing, your mantle, your authority will fall on this nation of people because of the pain, the pressure, and, Lord, the difficulties that this nation has faced and other nations around about it, but particularly this nation. And now, Lord, I ask that not only will you do it for the people of this nation and cause them to rise up with a new authority, a new prophetic word, but, Lord, this very ministry, Alpha Omega, the very ministry of television, will be that trumpet to announce to the nations the coming of the Lord draws near. Amen. And I ask, O God, that, Lord, this ministry will become a prophetic trumpet to warn the people, to challenge the people, that you will empower the words that are sent out through the airwaves and over the television, so that the words are not just information. Those words that you will empower will be revelation. I mean, the people will see it. I think of that scripture in Ephesians chapter 1, verse 18, where Paul prayed for the church in Ephesus, an incredible church of revelation and understanding. He said this, I pray always without ceasing that the eyes of your understanding, your spiritual eyes, will be opened so that you will know what is the hope of his calling for you. You will understand the depth of his richness that he has invested in you, and you will know the very purpose for which you have been called. And I pray, Lord, that that will be the very spirit that motivates and drives and empowers this ministry and every single individual that is incorporated and involved with it. Lord, I ask that in these last moments and hours of time, that your words will go forth from this place, and they will be like a watchman set upon the walls, as you said concerning Jerusalem, that they would sigh and cry for the abominations that they see happening within the cities. And Lord, they would be the very warning mouthpiece to proclaim to the nations, judgment has come, so that they would be prepared and they would respond. Father, I ask that that anointing, that prophetic gift would fall upon this place. Amen. And Lord, the words that go forth will go forth in power and demonstration, not just intellectual words, but words powered by the Spirit to convict the hearts of all those that see and hear. So I pray, Lord, for divine wisdom upon the leadership of this ministry, my dear brother and his wife, and all of his team, that they would begin to move into a whole new dimension. And that dimension is one of sensitivity to the Spirit, so that, Lord, the promptings of your Spirit upon their heart would give them revelation, not just information, so they would know in their heart when to speak, what to speak, what to say, and when to refrain from speaking. So, Lord, grant that to them in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Thank you. Ne-am rugat și noi aici în studio împreună cu Brian încă o dată și chiar spuneam, primim această ungere, această manta, această provocare, această însărcinare pe care Dumnezeu ne-a reconfirmat-o în acest timp, în acest sezon și în această nouă sezon, nouă dimensiune în care lucrarea Alpha Omega intră. Și cred că nu întâmplător Dumnezeu a trimis acest mesager al Lui și nu întâmplător am difuzat și am ascultat împreună noi aici în studio și mii de telespectatori, cred eu, acest lucru care cred că marchează intrarea lucrării Alpha Omega. Și
Într-o nouă dimensiune și cred că nu numai lucrarea Alfa Omega, dar întreaga dinamică a lucrării spirituale din România și din întreaga lume, cred că pășește într-o nouă dimensiune care are de-a face cu pregătirea în regim de urgență a trupului Hristos pentru cea de-a doua venire a Domnului. Da, a fost așa un moment copleșitor, dincolo de această rugăciune și de lucrurile pe care le-a împărtășit fratele Brian, rămânem cu acest mandat de la Domnul și cu această responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a confirmat-o. Credem că El ne va da și putere și înțelepciune și resurse pentru tot ceea ce urmează să facem de acum înainte. Ne credem în Domnul nostru. Încă o dată vrem să-i mulțumim Domnului pentru că până aici a fost cu noi la împlinirea celor 7 ani de emisie pe satelit. Doamne Iisuse, îți mulțumim, Doamne, amin, pentru acest timp, Doamne, pe care ni l-ai dat, Doamne. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai onorat, Doamne, cu chemarea aceasta pe care ai pus-o peste viața noastră, peste amin, echipa care este acum cu noi. Amin. Te rugăm, Doamne, să-ți reverși harul Tău și binecuvântarea Ta peste noi în continuare, amin, în așa fel încât lucrarea aceasta, Doamne, să fie încheiată, Doamne, să fie dusă până la capăt, Doamne. Amin, Doamne. Să nu cădem de oboseală, amin, Doamne, ci să fim, Doamne, mai mult decât biruitor, Doamne, prin puterea Ta, Dumnezeu meu, prin puterea Ta, Iisuse, ca în această lucrare, Doamne, să fie cu adevărat ce ai creat Tu să fie, Doamne. Vrem, amin, Tată, să spunem încă o dată că lucrarea aceasta este a Ta, Dumnezeu, amin, meu, Doamne. Și, Doamne, ne plecăm inimile, Doamne, ne plecăm ființele înaintea măreției Tale, înaintea dragostei Tale, înaintea atotputerniciei Tale, Dumnezeu meu, și îți mulțumim, Doamne, pentru această onoare deosebită, pentru această chemare, pentru această responsabilitate pe care ne-ai dat-o, Doamne, și vrem să spunem, Doamne, din toată inima, Doamne, suntem ai Tăi, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că împreună cu Tine vom merge până la capăt cu această lucrare. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim. Amin. Amin. Și mulțumesc, Doamne, pentru echipa Alfa Omega, Doamne, înainte de a fi o trâmbiță Ta, Doamne, ajută-ne pe noi, în primul rând, să ne punem în ordine viețile și raportarea la Tine, Tată Ceresc, Doamne, ajută-ne să fim canale curate și clare, Doamne, ale transferului acesta, ale ungerii care să curgă din studio Alfa Omega către toate colțurile țării și până la marginea pământului, Doamne. Și, Doamne, timpul este scurt, ne spui de atâtea ori în mod repetat, Doamne, ajută-ne să ne împlinim în timpul Tău chemarea pe care ne-ai dat-o, Tată Ceresc, Doamne. De aceea te rugăm, Doamne, în acest ceas de trecere în al 8-lea an de viață a canalului Alfa Omega TV, ca Tu să deschizi, Doamne, cu putere divină, Doamne, uși pentru acest canal, ca acest canal să fie disponibil, accesibil fiecărui român, indiferent că este în România, în Republica Moldova, în diaspora europeană, americană sau până la marginile pământului, Doamne. Doamne, implică-Te într-un mod supranatural, Doamne. Doamne, Te rugăm acest lucru pentru că știm că este voia Ta, dorința Ta, ca națiunea română, indiferent unde este risipită pe fața întregului glob, să Te cunoască pe Tine, Doamne, și să fie parte din mireasa Ta, Doamne. Îngrijim lucrarea aceasta în mâna Ta, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai îngrijit-o ca să administrăm. Îți mulțumim pentru miile de parteneri, Doamne, și sprijinitori în rugăciune și financiar acestei lucrări, Doamne, care fac posibilă ca lucrarea Ta într-un mod supranatural, miraculos, să avanseze în România și împărăția Ta să se extindă cu putere în această țară. Atât. Mulțumim, Tată Ceresc, că ne dai putere, bucurie, Doamne, să Te slujim atât timp cât se mai poate și cât încă mai este zi. Îngrijim și pe mai departe, așa cum s-a rugat și Mirela, lucrarea aceasta în mâna Ta, Doamne, așa cum ai purtat-o până acum, Doamne, credem că vei purta și pe mai departe. Îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Mirela, mulțumesc că a fost alături de mine, mulțumesc și echipei care a stat până în aceste ore târzii aici, celor din regie de asemenea, grupului de rugăciune și multora care ne-ați urmărit până acest ceas târziu al serii. Mâine din nou o emisiune nouă în direct, tot de la ora 8:30, partea a doua emisiune de Răiește Lumină. O să prezentăm noi proiecte ale lucrării Alfa Omega, pe multe le cunoașteți deja, dar poate le veți înțelege după această seară dintr-o altă perspectivă. Îl avem ca invitat în partea a doua serii de mâine pe un prieten drag nouă și dumneavoastră, John Militaru, care vine cu vești proaspete și cu gânduri speciale, tocmai din California, a venit special să fie alături de noi în acest ceas de sărbătoare. Așadar, mâine seară, de la 8:30, la o nouă emisiune, la partea a doua emisiunii de Dăruiește Lumină din studio Alfa Omega TV, emisiune prejurită de împlinirea 7 ani de când canalul Alfa Omega TV a început emisia pe satelit neîntrerupt 24 de ore din 24. Și așa, după cum au fost și gândurile și încurajările din această seară, credem că el va continua să fie în văzduhul acestei țări până la capăt. Mulțumesc, Mirela, dacă ai un gând să spui.
Vă așteptăm mâine seară să fiți din nou împreună cu noi. Dumnezeu are lucruri bune și proaspătă pentru dumneavoastră. Fiți binecuvântați. După această emisiune, salutul meu pare mai normal. Dumnezeu binecuvânteze și nu uita, fii parte din lucrarea Alfa Omega TV.